Gata, hai noroc. Salut, sănătate. Într-un final vi l-am adus pe domnul Robi de la Petrolul, adică el m-a adus pe mine că suntem la oameni acasă. Așa, domnule, am văzut multă lume sensibilă pe ăsta. Așteptam și voi 10 minute, un sfert de oră, că nu plânge nimeni. Așa. Uite, Lorenz, că m-a întrebat Lorenz ăsta de tine de vreo 2 luni de zile. Unde-i Lorenz? Păi cred că e al vostru, nu știu. O, în sfârșit. Gata. Domnule, vă salutăm pe toți încă o dată. Salut, băieți. Așa, știți clasic, eu îi pun 2-3 întrebări. Unde e Jerry? Nu știu dacă știe el cine e Jerry. Așa. Nu mă interesează. Jerry e un băiat de la voi care zice că e huligan. La noi? Da. Zice că e de la Petrolul. Acum noi nu știm care e adevărat. Nu știu. Așa. Robi, descrie un pic peluza din care faci parte. Și peluza întâi Ilioana. Ce să spun? O peluză care am luptat și, cum să spun, depinde ce sens. Oricare sens vrei tu. Deci, suntem pe fenomenul hooligans și hai că m-a luat emoții. Stai în liniște, că nu e problemă. Lasă-mă 5 minute. Domnule, ai băgat în chat. Omul a venit de la Vama Veche, e de înțeles. Am o rugăminte la voi înainte să-și revin omul ăsta, sincer, nu se simte bine. Vă mulțumesc că ai venit. Deci nu mă simt bine deloc. Am venit de la Vama, sunt amostare. Băi, vă rog, nu întrebați de bătăi, cine s-a bătut cu cine, unde, de ce, cu tare, că nu o să vă răspund la întrebarea asta. Aici v-am spus, pe canalul ăsta încercăm să nu facem produs și până acum ne-a și reușit. Da, deci nu mai întrebați de bătăi, că nu o să vă răspundă. Nu știu pe Andrei, nu știu cine e Andrei. Care Andrei, de unde? Părere Sud Craiova. Păi ce să zic acum, na? Părere Sud Craiova, ce să zic? Nasol. Acum un an erați bine și acum când am fost la meci la voi, că mi-a inspirat interdicția, ați fost foarte puțin, nu știu, mai mulți ca noi cu 50 de leniși. Nu știu ce se întâmplă la voi. Dar nu mai sunteți în număr mare. Unde ne aflăm? În orașul Ploiești ne aflăm. Despre disputa cu Latina, asta este treaba... Ce ți-am spus că asta te întreabă? Da. Asta mă întreabă primul lucru. Asta e treaba noastră internă și o rezolvăm noi între noi. Mai departe nu am ce să vorbesc, îi respect peluza Latină și atât tot. Mai departe n-am ce să spun despre chestia asta. Așa. O să alegi între FCU și CSU, care e Craiova, bănesc. Incidente de la FCU. Ce incidente de la FCU? În Mimiu, da. La o aruncătură de băț. Care se place mai mult la peluză din București? Sud, nord? Asta e bună întrebare. Steaua Rapid, FCSB sau Dinamo? Depinde în ce punct de vedere. De exemplu, sudul Steaua sunt un număr mare și pe fenomenul ultras, brigăzile lor. Rapidul sunt o galerie puternică. Primul rând, au avut stadionul. Este un val de suporteri, foarte, foarte mulți suporteri. Și pe deplasări sunt cei mai mulți, Rapidul. Și Dinamo, văd că de câteva meciuri au început și ei să strângă și să adune Dinamo. Acum un an erau foarte puțini, dar pe ce văd la ora actuală, pe fenomen, pe așa, cam sudul Steaua îi văd. Și Rapidul sunt cei mai mulți, Rapidul, care merg pe deplasări.
Uite, asta urma să înțeleg, dar mi-a luat-o mare înainte. Primul meci pe stadion, primul în peruză și prima deplasare. Le mai știi că eu nu. Primul meci pe stadion, nu mai știu, eram cu tata, aveam cred că 5 ani, 6 ani, cu tata la Iran, la peluză, nu mai țin minte. Mi se pare că Sportul Studențesc cu Petrolul 8-2, țin minte, 8-2, e băsit pe Sportul Studențesc. Și prima deplasare, în 2001, la Pitești cu Steaua în cupă. Am bătut cu 1-0 în prelungiri. Am plecat vreo 10 articulate din fața stadionului. Învățam mai lângă stadion, era școala unde învățam. Am deschis geamul, am aruncat ghiozdanele, eram trei prieteni. Am luat ghiozdanele și am fugit direct. Acum am strigat de la școală, direct în autobuze și la meci. S-a plecat de la stadion, să înțeleg. Da, este plecat, da. Cea mai faină deplasare afară cu Petrolul. Bun asta. Cea mai tare deplasare afară a fost la Viteze. Viteze Arhem, unde i-am bătut. Ne-a dat Gigu grozav gol. Și a fost cea mai frumoasă deplasare. Frăția cu Salernitana. Frăția cu Salernitana. Am fost la un meci la Salerno. Acum un an jumate a jucat cu Napoli. Și am intrat pe stadion. M-au încercuit băieții, m-a zis dacă sunt napoletan și le-am explicat de unde sunt, în ce peluză fac parte, cum sunt, că sunt de la Ploiești și așa ne-am înfrățit cu ei. Și suntem noi, Maniacsul și UMS-ul, suntem înfrățiți. Brigada lor, Brigada Maniacs de la Peluza Latină și noi, Hooligansul. O băgăm pe aia cetățenii din Ploiești, da, că vrei tu să o băgi. Neapărat, da, păi de asta am și venit aici. Să-ți cânt cetățenii din Ploiești, că altă treabă n-avea. Cine crezi că este Știința, FCU sau CSU? Nu știu. Ai mai răspuns o dată. I-am răspuns, doamnă. Ce mai știi de chinezul? Păi știu că a murit. Chinezul a murit. Chinezul a avut o problemă, Dumnezeu să-l ierte, în Spania. Și a murit. Nu mai vorbim. Sentimentul când pășiști în peluză stadion. Bună întrebare. Sentimentul altceva. Când intri pe stadion simți adrenalină. Primul adrenalină. Și bineînțeles iubirea față de echipă și față de culori. De ce ați ales fenomenul Hulls și nu Ultras? Aici e o întrebare bună. Pentru că de mici copii ne-a plăcut joaca. Ne-a plăcut să ne jucăm mai mult decât să avem fularul. Purtam fularul, dar de la un timp nu mai se poartă fularul. Și parcă au fost mai mișto chestiile UK, Anglia. Fenomenul hooligan este din Anglia, clar. Și parcă ne-a predominat mai mult pe noi hooligans decât ultras. V-ați identificat mai mult cu fenomenul ăsta? Cu asta, care s-a mai întâmplat, colo, pe la un tren, pe la o deplasare, pe la... Nu intrăm în amănunte. Cu Steaua, cu Dinamo, chiar dacă Craiova. Chiar dacă sunt clasate, le lăsăm așa. Că... Clasate, neclasate, ăștia suntem. Părere rapid. Ce să zic de rapid? Respect. Faceți galerie frumoasă. Țineți steagul sus în continuare. Mai mult n-am ce să zic. Unde crezi că o să ajungă pe țurul în câțiva ani? Unde să ajungă? Pe... Bănuiesc că se referă la echipă, că la galerie Red n-ai de unde să știi. Nu știu unde să ajungă. Să rămână în divizia A, Petrol. Cu meci cu Botoșani am bătut, am rămas în divizia A, matematic. E totul ok. De când e frăția cu Galați? Frăția cu Galați, acum 10 ani, dacă nu mai bine 15 ani, eram la Vama Veche. De-aia și transpir acum de la Vama Veche. La câte șaturi de iagăr am băgat. Așa. Ne-am găsit cu gălățenii și acolo am făcut o prietenie. Și de acolo a rămas prietenia asta și pe stadion și peste tot unde suntem cu ei. Ce vrei? Se vede din greșeală. Deci
Veniți duminică să susțineți Galați. În Ghencea. Aia etapa viitoare este o țelă, da, o să venim, da, normal că o să venim să-i susținem pe băieți. Mai ales în Ghencea, unde e viața mea, în Ghencea. Aia mi-a plăcut cel mai mult, în Ghencea îmi place. Acolo simt cel mai bine adrenalina. La domnii de acolo simt cel mai bine. Și chiar vreau să... Și chiar vreau să intru pe stadion. Când a jucat Petrolul, n-am putut să intru pe stadion, că am avut interdicție și am stat la... Am stat cu frații mei, am stat afară când s-a jucat cu Steaua. Și vreau să văd și eu stadionul și vreau să văd și eu atmosfera. Că n-am fost. Părere gogoașă. Ce părere să-i zi lui Gogoașă? O gogoașă să-și vadă de treaba lui, să nu mai vorbească de peluze și de, să-și vadă de brigada lui, că sau că am împuținat, sunt puțin. Ata tot. În rest nu am nicio treabă, nu vreau să vorbesc de rău sau de bine. Și nu-mi place să înjur pe aici, față în față, dacă e ceva. Rivalitatea aveți cu cei de la Târgoviște. Da, cu cei de la Târgoviște am rivalitate mare. Mereu. Păi da, că tot timpul da. Din aici... Din aici, da, cu ăștia de la Târgoviște, da. Trebuie să cu ăștia, da, am cea mai mare. Nici nu știu, nici îi bag în seamă. Pe părere, Dulu de la Peluza I. Dulu de la Peluza I bate la tobe, fratele nostru, un copil care va crește. Cam îmi fuge puțin gura în stânga. Nu îmi fuge, că n-am băgat nimic. Am băgat decât iagă. Și fuge ție dacă e în partea cealaltă. Limonadă două la musul. Limonadă am băgat, 100%. După două zile de... Știu băieții că m-am întâlnit și cu sudul Dinamo și cu sudul Steaua. Două zile la Stanoex, două zile în vamă, mi-ajunge când m-am distrat. Părere sponsorul. Sponsorul este fratele meu care e lângă mine și... Am construit peluza, galeria cu el și cu alții care sunt și acum în sală cu mine și sunt oameni care suntem ca frații. Respect sponsor. Ce facem? Asta cu frăția cu Dinamo a întrebat multă lume, cum s-a destrămat. Atunci, nu, când frăția cu Dinamo s-a destrămat de la un meci, parcă când am picat în divizia B, era chinezul șef de galerie și ne-a bătut Dinamo cu 2-1 parcă. Aici? Da, aici ne-a bătut și chinezul s-a suit pe gard și a dat foc la fularul lui Dinamo. Și la început s-a rupt frăția, Dinamo. Și știu că am picat în B, atunci era chinezul. Așa s-a rupt frăția. Părerea, Macetă, Bic, Ungur. Cei mai tari copii de la Young Hooligans. Respect. Steagul sus. Top 5 brigăzi din tar. Nu știu ce să zic. Deci, așa cu top da, brigăzi mi se par geniale întrebările astea. Fiecare... De ce? Nu cred că suntem aici, mă. 2, 4, 6, 8, 10. Nu cred că avem doi aceleași răspunsuri. Așa că nu cred de că... De ce? Nu s-a dus la... Am vrut să facem două galerii mai tari. Poate o să ne unim vreodată. O să ne unim și o să fie ok. Scuze un pic, Robi. Băi, am o rugăminte încă o dată la voi. Băi, nu mai întrebați de bătăi. Nici cine s-a bătut, cu unde, cu cine, și că la Craiova... Ce s-a întâmplat la ultimul an? Nu ne interesează. La Pitești am avut interdicție, nu știu absolut nimica. V-am spus, e un subiect între noi, cu Peluza Latină, asta o rezolvăm noi intern, este strict treaba noastră. V-am spus, vă spun și a doua oară, terminați cu asta. Ne respectăm. Ne rezolvăm problemele noastre, între noi. Nu e nicio ceartă, nu e absolut nimic. A fost o chestie, niște discuții care s-au rezolvat într-o oarecare măsură. De ce v-ați îmbrățișat și nu... Nu înțeleg. Cred că nici ăsta care a scris, nu știu. Prietenia cu Cluj, cum s-a realizat și de ce s-a destrămat? Cu ce cu Cluj? Cu Cluj. Păi ce trebuie? Nu avem nicio treabă. Eu n-am nicio treabă cu Cluj. Nu mă interesează de Cluj. Noi Peluza Latină nu avem treabă cu Cluj. Nu ce a făcut Peluza Latină, respect, dar noi nu avem treabă. Pentru noi nu sunt... Ia, fii atent, ia-o pe asta. Ia. Părere despre mentorii voștri în viață, oficial Hooligans.
Alături cine e Nasă? Da. Mentori. Păi. Hooligans. Nu-l menaja, nu-l menaja pe Nasă. Nu îi zic nimic, că avea o cămașă frumoasă asta, sper. Era, avea o înflorată, zice că e la Bahamas. Ia uși, domnule. Da. Oficial Hooligans e oficial. Hooligans e Hooligans. Depinde în ce stil. Noi avem un stil al nostru, ei un stil al lor. Amintiri de la finala Cupei cu CFR Cluj, la ea am fost. Amintiri? La a doua. Am stat o lună de zile, ne-am organizat 27.000 de oameni. Chiar aici, în sala asta unde suntem acum, de dimineață până seara, cu bilete, cu tot, cu organizare, o lună de zile. A fost un meci extraordinar, cel mai important meci, cred că din viața mea. Sigur, cel mai important meci, când am ridicat cupa. A fost cea mai tare senzație care am putut să o am vreodată. Am plecat... Ați bătut cu 1-0. Da, am bătut cu 1-0. A dat Bochila gol, da. A dat Bochila gol. Am și tricoul lui, am și medalia lui. Bochila. Mamă, Lethal Gang, frate. Lethal Gang. Cineva, da. Da, Lethal Gang. Lethal Mamă. Gang este făcut tot de noi. Lethal Gang, grup mortal. Cu un fost membru, Petrică. Și steagul a rămas la el acasă, el e plecat în Anglia și da, tot noi am fost. Cei vechi din Hooligans, tot noi am fost și la cu Lethal Gang-ul. Da. Ce părere ai despre... Cea mai frumoasă deplasare a mea. Nu ați reușit, nu mă interesează cu Târgoviște, nu mai puneți, că nu știu ce s-a întâmplat cu Târgoviște, nu mă interesează, pe mine n-am nicio treabă. Absolut deloc. Întreba cineva despre copiii care vin în deplasări. Copiii care vin în deplasări, Ian Hooligans, un autocar care crezi pe zi ce trece. Trebuie să le implementăm mentalitatea noastră old school, că asta și trebuie. Și mai departe să ducă steagul în sus, cum și noi ducem steagul în sus în continuare. Câte brigăți sunt acum în peruza unui Ileona? Trei brigăți sunt în peruza întâi Ileona. Noi... Hooligansul, Ian Hooligansul și Contrasensul. Dar Contrasensul sunt mai noi, nu? Contrasensul mă rog, nu sunt noi, dar... Dar n-au 20 de ani, sigur. Nu au 20 de ani, nu. Nu au. 20 de ani. De ce ne-a luat cu Timișoara? Nu știu cum să spun eu ție. Timișoara a venit la Ploiești cu domnii de la Rapid, de la T2. CDI, și s-au mai mulțărit până prin oraș, pe aici au coborât. Și, bineînțeles, noi n-am avut nicio problemă niciodată la Timișoara, niciodată. Când s-a inaugurat nocturna Timișoara, noi aveam steagul cu Lethal Gang, ții minte, și au venit drojdierii, că vă respectăm, că nu știu ce, mi-aduc aminte, eram copil, că e chestie de 15 ani. Și acum au coborât... Cred că a fost ceva legat de T2-ul mai mult, i-a incitat pe timișoreni și, bineînțeles, la Timișoara n-a putut să rămână, să mergem să aplaudăm. Și a fost ce a fost acolo, ne-am pupat, ne-am respectat și atât tot. Mai mult nu intru în detalii. Păi scrie cineva că peruza pe care o conduci nu excelează mesaje. Depinde în ce punct de vedere o vezi. Excelează mesaje. În ce sens nu excelează? Că sunt puține sau care? Câte meci azi să faci la un meci? Faci 4 mesaje, 2 mesaje, 3, depinde de meci. De exemplu, la meciul cu Botoșani am făcut 2 mesaje, la meciul cu Craiova 4, la meciul cu la derby faci 10 mesaje. Deci că aveți aproape tot timpul, în fine. Avem mesaje. Uite, de băiatul ăsta întreabă... Ne-a bătut pe CH, da, pe CH, nu, da. Nu, următorul. Ce mai face de mai multe ori. Ce mai face Robert din Pleașa? Nu știu cine e Robert din Pleașa. Nu știu. Sud Dinamo sau PCH? Sud Dinamo, îți dai seama că au rămas energizații, aia vechi. Și să ne întâlnim, să vorbim cu ei. Na. Cea mai mare libertate cu Rapid, dar în același timp și cel mai mare respect. Normal, avem respect. Vorba a fost vorbă. Cu cine am vorbit de la Rapid și am fost la ei și... cu bilete, cu absolut tot, a fost vorbă. Deci niciodată, nu, niciodată. Foarte, foarte respectuos. Și oamenii îi respectăm tot timpul.
Te întreabă Enache dacă faci o hamsie la grătar. Facem o hamsie, facem, facem. Aduci peștele ăla. Da. Alex. Te pup, Alex. Respect, Galați. Peste gard, da? Vă pup, frații noștri de la Galați. Respect, vă pupăm. Multă sănătate. De ce nu se mai cântă Nu rosteam două cuvinte? Ba, s-a cântat. Dar nu tot timpul. Se mai cântă. Cu cine e cea mai mare rivalitate? Steaua sau Dinamo? La ora actuală, Dinamo. Sudul lui Dinamo. Cea mai mare rivalitate. Și bineînțeles și Steaua. Dar Steaua, cum li se spunea spurcații, spurcații nu mai sunt spurcați. Spurcații au onoare, spurcații au alt vibe. E pe alt stil. Și la ei vorba e vorbă. Și la ei vorbești ceva cu ei și e vorbă. La Dinamo, la Dinamo nu prea a fost. Nu știu cu spectatori să fie. 4-5 mii. Spectatori. A scris că spectatori va fi vine. Păi zici de unde zici? Că sunt de la ticketing. Da. Angajat la ticketing. Ce părere ai despre loviturile pe la spate? Nu mă perverți. Ha. Da, asta e cu mantă. A dat cu mantă. Asta a fost cu mantă. Dariu, să nu vin tată la Sibiu, că v-am explicat. Ce zici de abuzurile jandarmeriei? Asta putem să vorbim până poi mâine. Asta vreți. Vorbim până poi mâine. Știți foarte bine ce se întâmplă în țară. Sănătate, la mulți ani. Știți foarte bine că nu. Fiecare. Abuzuri sunt peste tot. Așa că trebuie să ne păzim spatele. Cea mai prostă experiență a ta pe stadion? Bună întrebare. Cea mai prostă experiență pe stadion? Cea mai prostă experiență pe stadion? Părerea mea, când vii la meci și ești 50 de inși și 100 de inși la voluntari. Asta e cea mai proastă experiență. Mă duc și joc la Chiajna și văd 3 inși cu floarea soarelui la sub braț. Înțelegi? Și ce naibii? Voluntari, chiar ne-am săturat. Vreau să... A jucat Oțelul cu... A jucat frații noștri cu Dinamo, dar abia mă așteptam meciul ăla. Îmi expirează și interdicția, dar abia așteptam să mai mă cer și eu cu cineva, să mai ne uităm unii uriri la alții, să mai facă Chichician de la Dinamo, să mai facă niște scheme. Deci a fost frumos. Un meci mișto. Au întrebat mulți de Unitatea Națională. Eu știu ce părere ai, dar zi-o. Nu vorbesc. De Unitatea Națională nu vorbesc. Nu am. Deci nu suntem, nu suntem cu Națională. Nu avem nicio treabă, nu venim la meciul la Națională, nu o să venim prea curând. Unitate, mai puțin Unitate. Când se va face Unitate cum trebuie, cum vin ungurii cu trenul toți, când au venit la București, când au venit și alții se certau cu ungurii și alții se băteau între ei, atunci nu mai mă interesează. N-am nicio treabă. Unitate la noi la Națională nu există. Și îmi pare rău într-un fel sau altul. Când va fi Unitate și simt și noi simțim că va fi Unitate, noi vom fi acolo, prezenți. Păi cât mai până să termină campionatul? Nu fă nu. Unde se joacă meciul de vineri? Cum să joace? Pe stadion la noi, pe Ilie Oana. Pe ce meci e vineri? Să poate de meciul vineri, jucăm cu Chindia. Avem cu Chindia. Pe ce stadion mai era aici? Mă? Ăla, Albastra, ăla, Tristul. Jucăm pe... Nu, da. Mai e... Pe la Teleagen jucăm. E mai un stadion aici, la Teleagen. E, acum vreau să te văd. Părere Galeria Nord FCSB. Să înțeabă oamenii ăștia. Ce să zic acolo? N-am ce să zic. Nu comentez că n-are... Nu e... Băi, m-au omorât ăștia cu bătăile pe chat-ul ăsta, bă, frate. Nu e de... Nu vorbesc pentru că n-au nicio treabă cu fenomenul ultra și gata. N-au treabă cu fenomenul. Sudul Liber la Mimiu merge la sfârșit. N-au treabă pe fenomen. Nu mă bag cu asta, că ăla s-a sifonat cu ăla, ăla s-a sifonat pe nu știu cine, că s-a întâmplat, nu mă interesează ce a fost în București. A fost în București. Ei știu mai bine ce s-a întâmplat acolo, nu mă bag, nu mă interesează. Să o dăm și un pic în Caterinca, bă, are interalex pe ăla cu șapcă firar, mă, să dracu, dacă nu l-am căutat tot roșu și nu l-am găsit. Nu, le-am căutat acum. Nu l-am găsit, bă, firar. Le-am căutat, am pus pe trei taximetrii să-l caut, nu l-am găsit. N-avem, să-i pune. Eu cred că și-a vândut șapca și merge pe blat. Mulți întreabă care crezi că este Steaua. Care crezi tu acum, n-am, nu dai cu parul.
E mai bine că le cred că sunt suporterii lui Steaua. Înțelegi? Steaua e... Steaua care îi respect pe CSA, nu? Normal. Care unde sunt băieții, bagabonții. Oprește-te puțin, te rog. Băi, am două rugăminți la voi. Una, opriți-vă cu circul ăsta cu bătăile. Și doi... Îmi dă foc. Păi îmi dă foc să vorbesc de bătaie. Da, da, lasă că vorbim și... Vedeți că omul bea și limonadă, știi, și tablea, am înțeles și ceau băieții ăștia. Lăsați-o subțire cu... Am fost în silențiu, stampa, două minute, când am început emisiunea, când am luat să... Da, luați-le cu palpitații, omul e sensibil, mai trănați-vă cu bătăile cu astea și încă o rugăminte, nu mai băgați bățul pe gar cu peluza latină, cu alea, părere... Nu, ăla, peluza latină nu are, nu există. Da, pe oamenii nu sunt certați, nu scot cuțitele pe stradă, mai trănați-vă cu firmele că nu e ce trebuie. Acum bine, dacă vreau să... Am văzut mulți că o părere maniac. Părere maniac e brigada din care am făcut parte de mic copil. O respect, o brigadă puternică. Suntem lângă ei. Uite, domnule, cea mai bună întrebare. Care e berea ta preferată? Asta, altceva mă mâncava așa. Ciucaș, frate. Altceva mă mâncava așa. Bravo, cum e, te întrebări și că poartă la pantofi și n-am aranjat. Ciucaș, beau decât ciucaș, că e bere românească. Nu mai beau. Da. Nu beau ca băieții de la Rapid Corona. Nu beau. Îl salutăm pe domnul Nascu, cu ocazia asta. Da. Cu lămâie din Giulești. Se făceau astea să în Giulești? Ce? Știi ceva? Pe la bloc? Că știu că era cu zardăre cu astea. Se făcea... Nu, lămâi n-au. Am crezut că au lămâi, am înțeles. Am crezut că n-au. Eu știu că de obicei la bloc zardări sunt mulți. Acum dacă o fi în Giulești, dacă în Giulești în cartier vor fi, cred că sunt mai lămâi. Las-te poate lămâi. Au, mă, are, ăsta la, zic, da, NAS la bloc are doi lămâi, sunt la tot. Da, la bloc la NAS găsim. Da. Găsim. Da. Bă, fraților, mai dați și voi un like, că n-am. Știți cum e la interviu, mai râdem, mai alea, mai răspundem, mai vorbim serios. Like-uri foarte puține, dar îmi place că e lumea multă, bravo. De ce ai avut interdicție pe stadion? Nu cumva Maniac a fost la Rapid. Nu știu. Nu, Maniac de la Rapid cu totul la grup. E cu totul la grup, n-are nicio legătură. De ce am avut interdicție pe stadion? La meciul cu Cluj, cei de la... Ca la noi, la nimeni, au fost la meci. Și la sfârșitul meciului am sărit în teren și ne-am dus spre ei, să vorbim cu ei. Vreau să-i salut. Nu puteam să-i salut de la distanță. Și așa am luat interdicție. Un an. Cum am ajuns lider Peluza întâi? Nu sunt lider, sunt unul dintre băieții din Peluza. Asta e bună, și eu mă mir, sincer. Nu sunt lider, sunt, mult peste asta, sunt, da. Sunt un simplu suporter care... Da, l-am găsit într-o stație de da, eram autobuz. De autobuz, da. Sunt un simplu suporter, nu sunt lider, nu sunt nimic. Iubesc echipa, iubesc culorile, iubesc petrolul până la moarte și frații mei și brigada și tot. Uite-te, cu lider, cu lider, cu asta nu mai cu lider, că cine e lider colo, cine e lider colo, că reprezinți o brigadă, că organizezi niște deplasări, să iei niște autocare, să faci o coreografie, pentru că noi ne implicăm mai mult, care grupul nostru ne implicăm mai mult să facem anumite chestii, asta nu înseamnă că ești lider. Îți place ceea ce faci. Asta este plăcerea noastră. Bine, am scris în asta că ești liderul Peluzei. Știu că ai scris, da. Dacă am greșit, îmi cer scuze, da? Da, ai greșit. Am greșit? Îmi asum atunci. Așa, stumă. Îmi pare bine dacă am greșit. Mai greșit. În particular îți spun eu cum. Da, da, da. Cine e? Așa pe live nu sunt. Înțelegi? Pe live ai înțeles? Da, da, da. Ai înțeles, da. Am înțeles. De la limonadă. Așa, domnule, de la limonadă, da. Două am băut, ai văzut? Sus Steaua sau sus Dinamo m-a întrebat 100 de ori. Ai băut cu Tamaș, e bun asta. Am băut cu Tamaș, da. Pe bune am băut. Am băut cu Tamaș. Băut o bere cu el. Cum să vedem pe Luzan în următorii 5 ani? În creștere, nu? Așa o văd. Băi, uite, asta e o întrebare foarte mișto și spun și de ce. Nu cumva în România, nu doar la Ploiești, contează și echipa la treaba asta? Adică lumea îți vine în Peluză, dacă te bați în continuare o retrogradare, scandalul cu clubul, cu ăla, cu ăla, cu ăla. Păi nu îți vine lumea. Asta e valabilă pe tot în România. Asta e pe tot în România. Dacă, de exemplu, dacă stai pe la divizia B, divizia C, iar te desfințezi, te înființezi, cum am fost noi, ne-am chinuit mereu, noi am făcut echipa asta. Noi tot timpul. Normal că lumea se satură. Păi aia spun. Se satură lumea, normal,
Îți trebuie o linie continuă, nu stai un an în divizia A, după aia iar o iar te desfințezi, iar o iar de la divizia de pe de satul, că normal, mai ales la noi cum a fost, ne-am desfințat, iar ne-am înființat, iar normal. În ce relație a rămas Galea? Nu avem nicio treabă, să ne respectăm. Vine Ian Hooligans din spate, din urmă. Vor veni, nu știu, că nu-i cunosc. Am să auzit vin. De ei, dar nu-i cunosc. Vor veni. Sunt copii și trebuie să vină, toți copii. Și noi am fost copii și intram, ziceam, intram, nenea, mă ieși pe mine să mă bagi pe stadion, că nu ne lăsa. Știți că nu ne lăsa și trebuia să intrăm cu cineva mai mare, de mână, uite, pe stadion. Întreba cineva mai devreme, cum vezi rivalitatea cu Rapid în comparație cu cea cu Steaua și cu Dinamo? Cum să o văd? Dacă ne-am întâlnit la meciuri, e derby cel mai important pentru noi. Nu? Primus derby. Nu? E cel mai important și s-a și văzut la meci când a venit Rapidul la noi. De ce nu sunteți în București? De frică. De ce nu sunt în București? Nu, de ce? Da, ce faci interviu la București? Da, mi-era frică. Că nu mai avem studio, nu m-am spus. Lasă, nu-și mai dea cu părerea despre mine, că nu e bine. Ce a zis? Să-ți dă cu părerea despre mine. Un băiat extraordinar. Catering. Oliver. Despre Oliver. Nu știu, bănuiesc că înțeapă de oameni de la voi. Nu știu, da. Ce cu la Cepetat? Nu știu ce cu la Toblești. Ce părere de copii de 13-14 ani care vin în Peluzaua? Ce să am? Să crească, să vină, să cânte la meciuri, să iubească echipa și să crească pe mentalitatea noastră. Dacă vor, dacă nu... Mulți întreabă de păreri despre Galați și Genoa și despre Stilboiz. Am văzut multe întrebări pe tema asta. Și după aia părere Bogdan Ghiță. Nu știu cine e Bogdan Ghiță, dar neapărat să trebuie părere. Galați, te mai ți-am spus. Și repet, sunt frații noștri. Avem o relație foarte bună de prietenie. Și o să fim lângă ei și ei vor fi lângă noi. Bogdan Ghiță... un copil care vine pe Peluză și vrea să crească și el, să fie și el ultras. Nu știu, voi știți. Voi știți. Vece palmă, zau, după ce. Bogdan Ghiță. Francesco e un băiat de la Salernitana, foarte mișto ca om. Și prin el am făcut legătura cu Salerno. Părere Galerie Ucluș. Pentru mine sunt slabi, foarte slabi Ucluș. Nu mă interesează. N-am avut niciodată rivalitate cu Ucluș. Eu, unul personal, și noi, Peluza întâi, nu avem rivalitate cu Ucluș. N-am ce rivalitate să am. Decât că, bineînțeles, că sunt frați cu Dinamo și acolo e ceva. Dar dacă vin singur, n-avem nicio problemă. Dacă vin cu domnii de la Dinamo, atunci poate avem vreo problemă. Mi-a spus 4-5, dar nu știu unde. Frăția cu Geng. Nu sunt, n-am nicio treabă cu frăția cu Geng, nu știu. Cei de la Peluza la tine, nu știu. Cum ești pe Facebook, fabulos. Nu sunt pe Facebook, Rubi nu am Roberto. Facebook. N-am Facebook. Deci i-a capturat Cârnotu. Că au fost șmecheri. Dar numai Cârnotu i-a capturat. Toată Peluza, la tine. În ce relație mai stăți cu Viteze? Într-o relație bună. Am fost acum vreo 3 luni de zile la un meci. La un meci la ei. Avem o relație ok. Mai s-au răcit puțin, că na, sunt biletele scumpe de avion să le duci la Arnhem. Nu e ca în Italia. În Italia e mai ok. Olanda e mai scump. Da, mai subțire cu locul ăsta în partea aia. Da, mai subțire. Uh-huh. Și pe Olanda. Și pe Olanda, cu Nijmegen nu e să mergem, că și sudul Steaua. Sunt frățiți cu Nijmegen și la derbiu. Și al nostru și al lor. Păi nu vă mai ajunge România acum, trebuie da. Să le extindeți fără. Am înțeles. Și încă mai merge la meciuri? Nu, și încă e plecat din țară, nu mai merge. Și încă mare, fratele lui, mare, da, vine la meciuri, da. Vine.
Da, lucrez la FRF, de la FRF. Dar nu, da, lucrez la ăștia. Cine lucrez la FRF? Nu, dar are un prieten care a lucrat acolo. Dar da, nu, da, da. Nu dăm nume. Nu dăm nume. Da, 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 pe ăla, pe ăla. Trebuie să dăm pe ăla. Eu te întreb pe cineva, pe Cătălin, dacă merge în Giulești. Nu clasez, nu fac clasamente de, de brigăzi, cine e mai tare, care brigadă e mai tare, care e mai așa. Nu fac nici eu clasament, nu fac. Fiecare brigadă și fiecare peluză e... Alex, asta vreau să-l întreb ultima întrebare, dar te-ai spart tu acum. Cum e cu vaselina aia de pe gard? Cum e cu vaselina de pe gard? Ia. Yeah. Cum e cu vaselina? Unde? Yeah. Uite, a plecat prietenul meu de aceea, din sală, care a pus vaselina. Asta vreau să arunc ultima, știu, dar asta, asta ți-a aruncat cu, ăsta și prea trebuie să ai țintă așa și de-aia. Asta cu vaselina a rămas și eu surprins, vrei să spun sincer? Am rămas surprins, m-a zis, tu a zis că am dat cu vaselina pe gard. Nu e rău, da. A fost tare cu vaselina, a fost o idee mișto, până la urmă. Îl știi pe Cătălin de la Maniacs de la Rapid? Nu. Îl știi sigur dacă îl vezi. M-a întrebat unul aici dacă, mai, dacă, la, dacă merge la meciuri. Băi, mânca bașul. Mai, în sfârșit. Primul dintre care să-mi fumează. Da, păi, dar sunt restricționat aici, e nasol. E... Fumează? De ce nu? Hai mă, cu minte, ne facem, ne luăm cu lumea pe aici. Nu trăi cu nimeni, fumează, stai liniștit. Da. Care este cea mai frumoasă deplasare alături de Maniacs? Constanța. Acum la... Nu, aia e acum. Acum 15 ani. Ați avut vreo tentativă de înfrățire cu Galeria Rapidului? Nu. Nu avem cum să ne înfrățim cu Rapidul. Ia mă gândesc, bă, mai... Primul derby ne înfrățim cu Rapidul. Ne respectăm cu ei, atât, punct. Respect. Simpatic cu echipe din Germania. După față așa... Nu știu. Uppertal, cer mult. Da. Dacă mai luat cu capturi. Păi asta e, cu cap... zi-mă cu bătăi, cu capturi. Dacă cu e, haide, ce trec. Așa dau o declarație mai bine. Adică să scot o foaie și dau declarație că dacă e... Să plec direct aici, să plec... Să plecăm în lanțuri. Părere Nor Pitești, că am văzut că am întrebat de multe ori. Părere Nor Pitești? Ce pot să zic de Nor Pitești? Nu știu, ce pot să zic? Nu știu. Cine sunt? Nor Pitești. Nor Pitești. Da. Niște băieți. Nu știu, câțiva băieți acolo, Nor Pitești, pe ce să zic, mă, că Nor Pitești, mă, că Pitești, că mă trebuie să... Eu nu te-am întrebat, eu te întrebă oamenii ăștia. Niște băieți de la Nor Pitești, care sunt, nu știu. A venit, că așa cu Pitești, a venit un băiat și a avut interdicție și eram în bar și a venit și el să vadă meci în bar. Și, bineînțeles, l-am pus la nasul la noi, l-am cinstit, l-am salutat, a plecat omul acasă liniștit. N-avem nicio rivalitate cu Pitești, că a fost acum o chestie cu... Uite, mulți întrebă de rivalitatea cu Brașov. Care e schema? Brașov? Da. Altă întrebare. Aici e o întrebare mai aparte, nu-i de noi, cu Brașov. Ce zi poate să avem cu Brașov? Păi nu știu, scriu oamenii ăștia aici, mă întreb pe mine. Păi și eu te întreb și pe tine, că îi cunoști pe băieții de la Brașov, cu steagul? Da. Da? Cunoscuți, bă, da. Și eu cunosc. Doi inci, dar atât. Și n-am nicio rivalitate cu Brașov. Face Brașov. Ce rivalitate asta cu Brașov? Că mergem la meci, că ne întâlnim sau ceva de genul și bem o bere, între ghilimele, e altă problemă. Părere? Peruza Vișinei, ia ziua pe asta. Cea mai frumoasă care a făcut de peruza întâi. Hooligans. Unde lipsea Iu. Unde lipsea Iu. Băi, frate, mă. Ce părere ai deja a spus Ghețu despre schimbările legii? Dacă vorbesc de lege, mă, că sunt avocat. Să vorbească cu un avocat. Să vorbească de lege. Nu, dacă ești de acord cu chestia aia, dar da, nu sunt de acord. Într-o oarecare măsură, da. Toată lumea e de acord. N-ai cum să nu fii. Peluza marină. Peluza marină. Cutia de chibritura lui Steaua. Mai departe. Ia auzi. Ai auzit de incidentele înaintea meciului Oțelul Iași? Nu știu ce incidente a fost. Și dacă au fost incidente, respect băieților. Mai e primul derby cu Rapid ca pe vremuri? Acum ce da. Înseamnă ca pe vremuri? Chiar a fost. De... Dar abia aștept să merg în Giulești. Abia aștept să vedem și necoreografia lui Rapid.
Am acolo eu o împungere cu coreografie. La coreografii, la cântat, Rapidul pe cântat e forță, pe deplasări vin mulți, dar pe coreografii slăbuți, pe coreografii. La coreografii mai trebuie. Mă uit la ce să câte minute scrie la maxim mai le trebuie, nu știu, pictor. Nu, n-au găsit niciodată pictor. Asta e, nu știu, în tot Giuleștiul ăla nu există un pictor. M-auzi că le-au tăiat grățelilor cauciucurile. Da, da, m-au zis că le-a tăiat cauciucurile, da. Ea de la ea și tare asta cu cauciucuri. Bine că, bine că nu le-a zgâriat mașina cu cheia. Da. Că pe timpul. Da. 1 plus 1 egal 2. Tare, crede, da. Da, a fost tare asta cu cauciucuri asta, da. Peluza în urcă, vai grijă ce răspuns de asta, că se decuplează ăsta. Peluza în urcă, Craiova. Sunt mai mulți decât peluza sud, Craiova. La ora actuală. Uite-mă că a scris noi. Ce a scris, Dația? Am luat și foaie în vamă când ai văzut coreografia de la Hambar. Da, am văzut-o. Mi-ai trimis o frumoasă coreografie de la Hambar. Dar tare rău. Cu fata aia blondă. Deci vrea să mă încep ăsta. Da. Stai că continui cu Vasilina cu alea. Da. Păi nu sunt mai mulți, mă, la ora actuală. Sunt mulți, e câtă fructă, câtă iarbă. La voi, la Ploiești, aici, v-au dat afară jumătate de stadion, n-au fost ei. Da, ei. Așa. Ei care? Părere Ploiești-România. Păi nu am nicio treabă. Ploiești-România este... Ploiești-România sunt de la Latină, domnul. Da. Zi-mă-l ăsta cu peluza vișinie, că m-a disperat. Câte grade a fost azi la noi? Și azi nu. Da, 35. Zi-mă-l ăla cu peluza vișinie, că m-a omorât. Ce să-i zic? Părere peluza vișinie. Ce fere Cluj, Stradiu Piu, că văd că ești derutat. Eu am crezut că... Ce să zic, frate, de peluza vișinie, ce fere Cluj? Cetățeni, ce... Dracu să zic. Da, mă, ca să nu mai înțeleg de multe ori, băi ăsta. Ce să zic? Cetățeni. Fără genunchi. Ce să zic? Părere grasul de la Arnot, că te-a întrebat de 25 de ani. Am văzut. Ce să zici de grasul de la Arnot? Respect. Părere sus, Teoa, ai spus? Că Not a capturat pârzen. Da, nu știu. Ei l-a capturat, da. Părere sus, Teoa, v-am spus? Părere Bocciu, ai grijă că e nasc. Părere Bocciu? Respect. Un om de... Coloana vertebrală dreaptă, un băiat loial și tot ce am vorbit cu el pe chestia de orice, a fost drept și respect. Și multă sănătate îi doresc. Băi, nu mai întrebați de Mititelu, că dacă zice vreun la și Corsicanul la fel. Și Corsicanul la fel. Respect. Băi, nu mai întrebați de Mititelu, că stau numai ca să mă injecteze pe mine. Zice că e băiat bun, că e finanțator, care. Mititelu, cel mai tare patron. Yeah, poftim. Cel mai tare. Cel a ținut Craiova. Uh-huh. Păi fără Mititelu, unde erați? A? Așa să vă ajute Dumnezeu. Unde era spără Mititelu? Ia el ține echipa, nu mai fiți răutăcioți acum. Trebuie să-l iubiți toată viața. Să-i pupați mâna lui Mititelu. Că dacă nu era Mititelu, nu mai era Craiova. Stai să vezi acum. N-am ce e făcut. Stai să vezi acum când... Stai să vezi acum că nu o să mai fie al lui Olguța. O să acapareze Mititelu tot. Da. O să-l vedeți. Mi-am auzit că Mihai Viteazul de Craiova va fi. Da. Și pe New York Yankees vrea să-i cumpere Mihai. Și că și pe Dinamo Kiev. Da. De unde cânte cu Hai Petrolul? Asta e întrebarea serii. Băi, nas. Păi, la sormea boșică de la... Există, nu pot să răspund la întrebarea asta niciodată, dacă există, nu știu ce înseamnă fair fight, habar n-am, nu-i de mine. Are Marian copilul bani să crească performanțe la Petrolul? Să vedem dacă are bani. Dacă nu l-a ții pe domnul Adrian, da, să vedeți bani acolo. Ce mi-a... Mimiu sau Bereasca, ia să văd. Bereasca, că e cartierul meu. E cum? Altceva, mă, păi da. Părere Ghețu de la Originale. Asta chiar mă interesează. E bună. Da, mă.
L-am cunoscut la sală când era fer pe la gala aia, așa, am văzut palma cu el, am văzut că a vorbit la emisiune, ok. A vorbit frumos. Da, a vorbit foarte frumos, da. Ok, respect. Și asta tot. Vezi că ăla cu șapcă, fii atent că a devenit Brandon Ploiești. Da, frate, mă văd. Dacă m-a jucat Activity, dar m-a jucat ăsta. Activity, nu știu ce e la un joc. Din peluza la... M-a zăpăcit cu Latina. Ți-am spus că... De ce v-ați bătut la Craiova? Cu cine e cea mai bună relație? Cu toată lumea am. Cea mai bună relație cu toată lumea. Vorbesc cu toată lumea. Deci nu mai spuneți că vă spun pe față orice s-ar întâmpla, o să țineți steagul sus și ei și noi și toată lumea. Treburile noastre sunt treburile noastre. Eu asta nu înțeleg de ce o țin langa cu Latina, pentru că n-am văzut să vă tăiați păstrâți pe aici. Nu. Dar nu s-a tăiat nimeni. Nu, păi s-a... Ăștia, asta vor oamenii ăștia. Ei, bată, nu, e, sârie, nu există mele dezbinare, nu nimic. Veniți să vedeți dacă e dezbinare. Vă așteptăm pe toți. La o deplasare unde suntem cu toți, să vedem dacă e dezbinare sau nu e dezbinare între noi. Uite, e dat făcut, ne-a spus. Să vină Neadi. Bine, bine, lasă. Neadi, da, vagabond. Păi numai aici n-a fost Neadi. De ce aici să răbesc peste vreo două ori? Neadi îi dă... Uh-huh. Am uitat să-mi iau tricou cu Stone. Am venit cu Nike. I-a dat lui băiatul ăla. Nu mi-a oprit și mie un tricou, că vrea să-mi dea și mie un tricou. I-a dat lui băiatul ăla, pe toate nas. A luat toate tricourile, unul mi-a dat și mie. Un tricou. E, dacă luam și eu de la un tricou, are băiatul ăla de la Craiova toate tricourile. Da, mă, dar asta e glumă frumoasă, nu e... Da, mă, la glumă superbă, ce... Cum a aruncat-o el. N-am dat nume, ai văzut. Cum a fost asta, nu ex? Mi-a plăcut. I-a plăcut foarte mult, nu știe nimic. Nu mai știu nimic, n-ai văzut că nu mai știu nici să vorbesc când am dormit la emisiune. Despre Chipeșu ce părere ai, știi? Chipeșu de la... De la noi. De la voi. Ok. Deci i-ați furat cântecul ca așa sunt eu petrolist, niciodată nu sunt trist. Victor Rotaru, el e huligan, nu ultra, da, e huligan, fratele meu. Radu Mihai, Francesco. Cine vreți să aveți prietenie? Avem frăție cu Galați. Câte frății să faci? Hai să ne înfrățim toată țara și pe urmă stăm la popcorn și la bere. Sunt Lacio, fi Lacio de la noi? Sau vreți să vorbim? Aveți și voi un Lacio? Avem și noi un Lazio, da, avem și noi un Lazio, dar e plecat în Anglia, respect, Lazio, un băiat extraordinar. Părere... Ce Elias. Părere Elias. Să-mi dea și mie din blocurile alea, construiește blocuri, să-mi dea și mie două apartamente, cadou. Ce să zic? Altceva n-am ce să-mi zic. Amărăciune mare. Ce dracu. Dinamo stă pe bani mulți. Nu ne comparăm cu ei. Am spus de sud Dinamo. Energizații. Stilul vechi. Și de șepcile roșii ai spus. Șepcile roșii, da. Șepcile roșii. Exact ce părere am și de cei vișinii de acolo. Bat între ei acolo. Știu eu ce fac. Joacă table. Să nu mai faci deplasări la Ploiești. Traian, nu știu dacă cu mine vorbești. Dar bănesc. Părere, galerie, voluntari. Asta cea da. Mai tare din România. Asta, da. Asta e numărul 1. Asta e top. Numărul 1. Cu omul ăla care cântă la saxofon la ta. Să face cântă. Ce părere de Șeficu și de Andru? O îi cunoști? Mm. Nu știi cine sunt? Nu, cine sunt. Șeficu care a fost Șeficu, la mine da, și Andru. Da, și... Da. Ce părere să salut, băieți. Și părerea e de 10 lei biletul. Și dacă e 10 lei biletul, cât vrei să fie? Da, unde e 10 lei biletul? La peluze. Păi și dacă e 10 lei biletul? Dacă e 10 lei, foarte bine că e 10 lei biletul. Cât vrei să fie? Un milion sau ce? Ca la voluntari? Părere, captură CDI și Tornado. Care crezi că au fost făcute corect? Cum? Care au fost făcute? Hopa! Hopa aici, da? Care a fost făcute corect. Nu știu care au fost făcute corect. Poate ambele, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu exact, că n-ai de unde să știi exact ce s-a întâmplat, cum au, așa din ce s-a postat, acum
ce să zic, când pleci cu steagul cu copilul după tine, eu mi-aș primit în viața mea să plec cu steagul meu, cu huligan, să plec cu fime. Înțelegi? Nu pot să fac aroganța asta. În primul rând mă gândesc la fimea, în primul rând. Mai departe ce s-a întâmplat pe stradă, zic, acolo nu știu, habar nu am. Și CDU s-a luat, n-au fost băieții atenți. Asta este. Asta e mentalitatea, mergem înainte. Dar văd că CDU totuși pun steagul pe gard. La Timișoara văd că CDU e pe gard. Sunt două CDI? Da. Cum e de sunt? De la T2 se duc la Timișoara. Da? Păi și da. Tot cu CDI și aici... Da. Pe nu știu, cum? Ai întrebat pe rapidiști, că nu știu să... Păi stai așa, pe cum e chestia eu cu... Eu stau, dar... Nu știu să răspund pe rapid. Nu, păi sunt două steaguri CDI? Sunt două... N-am auzit niciodată. Două obligări CDI. Nu știu, rapidiști poate să... Are și T2 și are și... Nu știu, rapidiști să te rămânească cu asta. Chiar nu știu. Îl duc în Mimiu după aia. Îl duc. Mergem, domnule, la Mimiu, mergem la Bereas. Aș vrea să luați steagul cu original la gală. Sincer, nu. Puteam să luăm, că era la jumate și cineva dintre noi a intrat. Sincer. Dar s-a ghidușit și repede și au venit jandarmii. Dar nu aveau ce să caute original sur la noi la gară, la Ploiești. Vin la meciuri. Ce se întâmplă la derby? La derby, dar nu vin. Că nici eu nu-mi permit să fac aroganță să vin 50 de inși pe la Giulești, că joacă Gică Petrescu la table cu nu știu cine. Nu convine chestia asta. Și bineînțeles, au plecat cum au plecat băieții. Bă, m-a spart la când ai luat prima interdicție. Mare mizerie, domnul Pavel. Ce asta? Prima interdicție am luat-o la... Deci prima interdicție, când se dădeau înainte două amenzi. Așa a început prima oară. Am avut meci la Giurgiu, am picat în divizia B, ne-a bătut Astra la Giurgiu. Am luat amendă la Giurgiu și când am venit la Ploiești, juca Dinamo tot în aceea zi cu nu știu cine pe Astra. Și am avut cu Sudul Dinamo o interacțiune. Și acolo am dat a doua amendă și mi-au dat interdicție 6 luni, că era 6 luni era interdicțiile. Și după aia mi-am luat interdicție un an, 6 luni. Și mai departe, mă. E cu Otopeni. Înțeleg. Dacă n-a fost niciun steag, ok. Dar știu că era steagul între voi, într-un Ghiozdan. Și am bătut palma cu Ghețu, am bătut palma și am plecat. Ai zis să nu intri la meciuri? Păi de ce să nu intri? Păi cum să intri la meci? Nu știu, întreabă și eu. Sau probabil că... Cum îi stai când a venit? Părere, Muflea Elias. Muflea, că e bagabond. Muflea. A rămas pe stilul vechi, old school. Dar ce s-a întâmplat la... În drum spre... Păi de-aia cred că te-a întrebat. În drum spre Ghencea. Că a fost o interacțiune acolo între... De-aia te-a întrebat. Între el și Elias. Păi nu știu. Te întreabă pe tine și tu pe ei. Păi știu ce s-a întâmplat? Păi nu, mi-a spus, m-a întrebat. Nu te-a întrebat. M-a întrebat dintre ei doi care e și am zis de Muflea. Și eu am la chestia aia s-a referit. Păi la ta nu știu ce s-a întâmplat. Păi de unde să știu eu? Am fost cu ei eu acolo. Nu am fost. Vagabond. Robi frumos așa. Și adus. Părere ou de la Ultra Scriva, dar nu știu dacă îl cunoaște. Pe ou. Nu știu. Pe ou? Nu. Că mi-e greu să mă... Peruza sunt 97 sau pistoi de la Nord Craiova. Hai, dă-mi și una caldă acum. Nu fi derbedeu că... Ăsta are zice Nord Craiova, că sunt de-a foc. Nordul Craiova. Ai văzut? Normal că Sudul Craiova, că acum un an de zile a fost corteo mișto Craiova. Sudul Craiova, chiar foarte, foarte reușite corteurile spre stadion. Nu încerca să o treci, lasă-o așa acum. Nu, spun adevărul. Dar acum... Să mai împinge, mă. Acum, nu mai împinge, dar acum sunt mai mulți. A făcut Caterinca înainte de chestia asta și... Dar acum sunt mai mulți, ai văzut, voi sunteți 200-300 în peluză, eu sunt să umple peluza.
Acum cu două unde o veni mâncate, pentru că vă sunteți mulți. Hai că ai aruncat-o fără să vrei. Ia răspundeți băi ăștia, băi periculoșilor. Ia spuneți și romul ăsta de unde veniți, ca să știe și lumea. Las că dacă nu-ți răspund ăștia, pe ce te-ți răspund eu după ce închidem? Păi știu eu de unde vin. Se vine by autocar, by bus, număr mare din împrejurul. Understand. Așa. Virus și verzi de la sănătate. Părere Oliver de la Hooligans. Respect. Ferească Dumnezeu. Cum se întrebe cineva de virus și verzi, mă bucă? Cred că în țară, iar la nord, sănătatea Cluj. Copii de 12 ani. Genial. Cum se întrebe de virus și verzi, mă bucă? Nu știu cine sunt virus și verzi. De la sănătatea Cluj, mă. Da, frate, sunt tare rău. Jur. Sunt tare. Locul 2. Top. Salut, salut. Salut, Albert. A, Albert sau Andrei? Ce trebuie? Părere captură ultra sărăjean și front. Dar nu mai scrie cu litere mari, Aline. Te roagă fratele tău. Forță, ce se vrea? L-a capturat forță, ce vrei? Bravo! Ce părere? Ce captură mi-aș dori să fac cel mai mult? Preatoria. 100%. 100%. Pe Craiova vreau să-i cap. Captură. Adi, nu mă cer cu tine, să-ți trăiască viața ta. Știu că tu ești băiat civilizat. Hai să le vorbim noi pe live-uri. Arcanul și mă... Dar cine e ce mai veche brigadă? Preatoria sau Sezioni? Sezioni. Sezioni, nu? Bine, Preatoria cu numele ăsta. Preatoria cu numele ăsta. Da, destemat erau înainte. Da, mă rog, Pesemate, da. E... Destemate au fost înainte. Azi după ce, dacă m-ați întrebat de Gogoașe, ce sunt de Gogoașe? Stone Island. Punct. Și gata. Ce vrei să-i zic? Te-a omorât cu Gogoașe în haine. Te-a transpirat. Da, nu pe pornache, n-am cum e. Zi-mă și de mustață, că dacă nu m-au spart ăștia, mă. Ce să-i zic de mustață, frate? Mustață, el ca om pe stradă, mai am spus și o altă și altă emisiune, el ca om pe stradă, ok, un om de onoare și la stadion nu-i cu ultras, că n-are treabă pe ultras, elime. Părerea mea, n-are treabă cu ultras. Pe mentalitate nu e. Poate să supere pe mine, dar nu e. Vagabond pe stradă, la Bercene, acolo e. Vagabond. Pe combinații, pe alea, pe alea. N-am auzit, da. Dar pe stadion, pe ultras, elime, nu are treabă. Părerea mea. O coreografie veche nu se poate numi captură, nu știu la ce se referă. Nu, cu coreografia, să se referă, cred că la coreografia cu Ahoy, nu știu, dar nu m-a interesat, n-a fost. Părere captură, ai UCG. Fost... Păi, foarte bună, normal, dacă a luat-o peluza la cine, ce vrei să spun, că e aiurea, captură, foarte bine. Părere peluza Nordiaș. Ce trebuie să zic? Peluza Nordiaș. Băi, mă dați like-uri că opresc ăsta, mă jur că îl opresc. Dacă nu se mai ce dau like-uri, acolo opresc. În minutul 70 la Clinceni. Nu s-a întâmplat nimic. În deci minutul 70 la Clinceni? Da. Nu, acum trebuie să filmez. Nu, da, o lovitură liberă indirectă. Minutul 70 la Clinceni. A fost lovitură liberă, a dat Budescu gol. Fumează aici, fumează aici. Stai mă că m-a blocat ăsta cu Clinceniu. Ia paharul ăla și fumează aici. Ascultă-mă cum spun. Ferească Dumnezeu. Fumez decât tu. Da, minutul 70 la Clinceniu. Nu știu, frate, ce s-a întâmplat. Lovitură liberă de pe partea dreaptă. Dacă ăsta e de la voi cu Clinceniu, de la fără din cauza. Părere, ruptură, frăția... Gogoașe Adiță, nu mă interesează. Ce spune peluza? Nu, n-ai treabă. Vino aici, frate, de mine, nu ai nicio treabă. Nu ai treabă. Răspund eu. Te pup, Robi, Marica sunt. Te pup, respect, Marica. Vino acasă. Cântecul. E normal că ai boală pe câini, că pe unde au dat de noi, au plecat.
Nu înțeleg asta, întrebarea asta. Și păi despre soldatul Gașca de la Galați. Respect, soldatul de la Galați, fratele meu, respect. Talpău, cine e soldatul, cunosc? Pe Talpău, ce trebuie? Melodia celor de la Vacar. Care melodie? Părerea societății pe zenor, dar așa... Nu mai vreau să mai fac frăție cu nimeni. Cel mai țăran. Asta e, sunt țăran, nu-i problemă. Cine-i țăran, domnule? Te pup, Liviu, sănătate. Tu ești, mă, țăran, nu? Da, că sunt. Atâta s-a putut, ce să facem? Da, asta e, sunt țăran, nu-i problemă. Țăran de la Ploiești. Da. Anghinesii, părerea pe ruză, n-a știu. Ruta 40. A început, gata. A început distracția. Zi, Gogoașă, scrie-ne tu, mâncați-și gura asta. Scrie-ne tu, bă. Momentan râde, ceea ce nu-i lucru. Scrie-ne tu, Gogoașă, pune și tu o întrebare. Petrolul și Dinamo, așa. Să le norocim. Peruza preferată. Bun asta. Sud Craiova, băi, Lorenț. Cum s-au înfrățit Petrolul și Oțelul? Păi a răspuns mai devreme. Băi, dacă nu dați like-uri, dă-le oprim ăsta. Părere Bogdan de la Ploiești. Bogdan de la Ploiești? E ăla de cântă, rog. Mamă. Zi, mă, cine dracu e ăsta, mă, mâncătă? Ce treabă? N-am nicio treabă cu Bogdan de la Ploiești. A, nu? Eu opresc emisiunea, băi. Da, frate, normal, normal, cu Bogdan de la Ploiești, da, prietenul meu. Robi Roberto, de ce nu clarifici ce s-a întâmplat la Clinceni înainte de meci? Ce să nu s-a întâmplat nimic la Clinceni? Ce aia cu 70 să mă lămurești, că eu n-am prins-o. Nu s-a întâmplat nimic la Clinceni. Absolut nimic. Părere Outlaws, părere Johnny, dar nu știu dacă îl cunoști pe Johnny de la Outlaws? Da, respect, respect Johnny. Băia valabil Johnny. Băia, da, băia de nota 10. Am avut eu ceva cu el. Prietenește, amical, adică nu știm de când noi doi. Dar te știi cu el, nu? Da, 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 am vorbit cu el, da. Băiat mișto. Țancă de la Ploiești. Da, mâncă. Țancă, Bogdan de la Ploiești. Păi, dacă să... Hai să... Păi ce, și Țancă tot aici? Da, și Țancă păi și bune? Da, da, da. A, deci e echipă solidă aici, da. Nu așa? Dar cântă la Craiova. La, păi, dar normal. Că, dar, unde vrei să cânte? Ia. Băi, ăsta... Țancă, urmă, dar începe să parte. Începe să face parte. Păi tu ai venit, mă, la nuntă aici și ți-a cântat Țancă Uraganul. Aș din gură, că tu ai venit la nuntă, la prietenul tău. Știi foarte bine și a cântat Sancă Uraganul și Bogdan de la Ploiești. Nu mai o da acum cotită, că ai fost aici. Ia auzi, Gogoașe, ce vorbește lumea. Ei, da, zi, recunoaște acum. Părere Barbone. Dar nu știu dacă e Barbone. Barbone e al nostru, care e, cred că, pe al nostru. Și pe cea la mine. Da, dar Barbone, da. Te pup, Barbone, multă sănătate, respect. Uite, las că și Bogdan de la cântă la Clevă. La Plopeni, de ce a fugit la tine? Nu știu, pă, frate, nu știu la ce Plopeni. Nu e bună să iau arma lui Țancă. Ea și închis. Da? Eu nu știu. N-am mâncat în viața mea. Păi nici n-ai avut timp. Că a regrupat repede. Live cu Latina. Cu Strada Latina astăzi, cele mulți. O să facem și cu Maniac, să sperăm. Părere lui Anderson. Bă, dar ce vă place vouă să primiți pe seama omul ăla? Da. Nu știu. Chiar nu mi se pare șmecherie. Zice, doi la grasul, a? Da. Ce treabă? O, asta e bună. Dar nu știu dacă îl cunoaște. Păi Sorin Mihăilescu de la Forul l-ai cunoscut? Da, 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 da. La Mihăilescu ăla... Ăla vechi, da. Chiorul, nu? Da. Îl știu, da. Ce părere aveți de fetele care vă susțin echipa din Peluz? Să fie mai sexy. Ce s-a găsit? Păi mai ascultat de răspunsul. Respect. Damila Măciucă, mă, mai lăsa-mi pune. Părere Dan Capr. Nu știu cine e Dan Capr. A, care a fost finanțator la voi? Ce propui să schimb la Peluză? Mentalitatea, să fim cu mentalitatea veche.
cum a fost odată. Părere blondul. Blondul, un băiat super. M-am întâlnit cu el la... Eram cu fiimea la schi și m-am întâlnit cu el la hotel, la Ramada, să avea meci la Sepsi. A zis că a ieșit din fenomen. Lumea trebuie cu fenomenul. Am stat de vorbă cu... Ce a zis? Ia. Zi. Mi-a dat-o să văd. Nu, dar a scris frumos. Stai așa. După ce v-am umflat, că sunteți peste ăia din Cilești, a trebuit să mă scoți la cafea, dragule. Deja... Bine, mă, dragă, te scoți. Am simțit eu că e o prietenie ascunsă între voi. Stați liniștiți. E de-aia zis, Nasca, a făcut și că revelionul împreună, la Miami. Deja am dat foc și nu-mi place. Cine blochezi? Nu le iau serios pe toate. Nu, păi, cum zice de mic, te-l mai blocăm. Ce înseamnă pentru tine omul Ilioana? Oh, bun asta. Ce înseamnă pentru mine Ilioana? Sufletul nostru. Numele stadionului. Istorie, cel Ilioana. Cel mai emblematic jucător. Cel mai emblematic, exact. Care a refuzat rapeza la tine cu și... Care a fost... refuzul cu peluza latină cu Shadows. Da, asta vreau să aflu și eu. De câteva zile, că m-am întâlnit cu băieții de la Shadows la Xanox și am stat de vorbă cu ei. Deci citeți păsărite comentariile? Păi nu pot, scrieți prea repede. Păi sunt foarte multe, bătate. Foarte multe, cum nu pot să le... Ce s-a întâmplat la FCU Petrolul? Cine s-a bătut? Da. Ăla cu clinciniu din minutul 70 cu unghiul. Bă, ce întrebări? De unde ți-ai luat șapca? Bă, și eu când vin în Ploiești îmi pun întrebări de genul ăsta. Unde mi-am luat șapca? Cu șepcile aici. De la băiatul ăla. De la peluza la tine care îl certa pe Răzvan. Ce este rivalitate? Doar pe stadion sau și pe stradă? Oriunde. Chiamă pe ăla care a băgat torția. Nu are treabă. Ai băut cu Adrian Mutu? Da. De multe ori. Am băut cu Adi, da. Ai văzut coreografia de la Știința cu FCSB? Când a fost? Acum în weekend? Da. N-am văzut, frate, că eram... Eram pe... N-a fost disponibil. Te salută un băiat Maradona. Maradona, te pup, Maradona, respect. Ce captură ați încercat la Pitești? La Pitești a sărit un băiat ca să ia steagul de la Pitești. A sărit de capul lui. Eu nu eram la meci pentru că am avut interdicție. Cel mai mare jucător din istoria Petrolului. Păi asta o știe toată țara. Dridea. Părere Costel Ilie. Fratele nostru, îl pupăm și respectăm pe Costel Ilie. Cine face sticări la Peruza 1? Noi le facem. Sunt și de calitate. Hai să râzi. Mesajul cu Hâldan a fost... Da, n-are rost. Am vorbit cu sudul Dinamo la mare. Și a rămas pac că nu mai se înjure niciodată de... Deci noi nu o să mai înjurăm niciodată de Cătălin Hâldan. L-ai făcut al păul de la Galați, o să mai facem. Cea mai ultima peluză din țară. Ia răspund de la ceva. Noi. Ce vrei să zic? Vrei să zic Craiova? Vreau să zici Craiova? Vreau să zici Craiova? A zis. Eu zic Susteaua. Ca să fim coerenți. Susteaua, da. Susteaua că sunt... Suntem coleși. Sunt toți băieții vechi care... Sunt toți chiar... Și am văzut și la mare. Sunt toți. Răsteamă cu mine. 37-40 de ani. Sunt toți cei vechi. Livache de la UST, dar nu știu dacă îl cunoaște. Livache de la Tolcea? Da. Da. Ce-i cu el? Te-a trebuit părere despre el. Nu, mai l-am văzut de mult. Știu că mergeam la Tolcea. Când era de atunci, am rămas pe la ei, pe acolo, mai am putut și pris cu ei, pe la
niște căsuțe, nu mai știu. Nu mai știu nicio de el. Cu cine aveți cea mai mare rivalitate? Nu se știe, cu Rapid. Primul derby. De ce nu este Alexandru Boc mai respectat în Ploiești? Top cele mai... Top. Bun, da. Asta e bună. Câți ani ai? Vezi că te-am întrebat o grămadă aici. 37. Mulți înainte. Mulțumesc frumos și la fel. Și vouă la fel. Nu Rapid. Ultraș sau nu? Ultraș. Mi se pare mult asta întrebarea. Meci pe Ghencea sau... Pe Giulești. O, greu. Ambele. La noi pe Dinamo a rămas mai frumos. Și Dinamo. Bine, rivalitatea mai mare la noi cu Dinamo. Da. Andrei Preda, astăzi 200 acasă, vă permite să aveți părerea de, din Giulești. M-a zăpăcit cu Latina, cu conflictele. Când ai fost ultima oară pe Ștefan cel Mare, cred că pe tine te întreabă acolo. Eu nu mai știu când a fost pe Ștefan cel Mare, chiar nu mai știu. Când aveți centenarul? Parcă la anul, nu? Da. La anul aveți centenarul. Pe 31 decembrie. Nu, serios? Da, pe 31 decembrie. 1924, 31 decembrie. Azi s-a înființat clubul. Spune-l ăsta, cine face sticăre la voi? V-a spus că le fac ei. Noi le facem, le găsești la... Dacă se pot cumpăra. Da, se pot cumpăra. Ne scrii pe peluză. Scrii pe peluză în privat și le poți cumpăra. Sticăle, nu? Femeie grase sau slabe? Al dracu, Dorian, te pup. Tu grase, eu slabe. Știi că așa îți place. Destine cu Cluj în finala cupei? Eu unul da. Poți să dai puțin, că am văzut o întrebare. Hai. Pentru că s-au strâns câțiva de pe lângă noi care au făcut de capul lor, de-aia nu am reacționat noi cu nimic. Foarte bine că n-ați reacționat. Și eu l-a sărit să vă ia steagul. Acum că vă lua steagul, nu vă lua steagul, asta era. Ce pot să zic? Câte tatuaje ai? Asta e o întrebare bună. Vodka sau whisky? Vodka. 5-6 tatuaje. La mare de ce se poate... Da, stai așa. La mare de ce se poate unitate națională? Pentru că la mare eram la festival și m-am întâlnit cu băieții și ce era să facem? Să ne luăm la bătaie sau ce? Stai că nu ne... Să ne certăm? Fiecare era pe vibe-ul lor. Am vorbit ce am avut de vorbit. Am clarificat niște lucruri. Chiar m-am bucurat că am clarificat niște lucruri. Păi nu, acum unde ne întâlnim să ne batem, poate ne suntem cu familia, suntem cu copiii. Nu înțeleg. Acum ce facem, mă? Vrem bătăi și pe la festivalul și pe la nunți și pe la botezuri, a ținem? Ori ne întâlnim să ne batem. Uite că și Gogoașa a venit în Ploiești la nuntă și cred că nu s-a întâmplat nimic, și a văzut omul de treaba lui. Păi ce tu, dacă vii la Creuva, că păi da, se întâmplă ceva? Nu se întâmplă nimic, păi clar. Ce trebuie să ne urmărim acum că îl va apăra la nuntă? Hai să ne batem afară, să ne... Ce muzică? Depeche Mode. Cel mai mult îmi place. Bă. Și Exploited. A. Sex Pistols, Exploited. Deci Pistols și Depeche Mode. Bun. La concert. Mă duc la concert. Dai seama. N-am pierdut niciun concert. Depeche. Unde cânta? Ești la tine pe stradă? Unde cânta? Nu cântă. Nu nimic. Unde mă să cânte? Arena Națională. Nu știi? O să iei concert în iunie. Mai bei cu Iodar. Normal, cu Iodar toată viața. Iodar e numărul 1. Bea cel mai mult din galerie. Dar uite ce meserie ai, pana cotar. Pungaș. Vând pungi în piață. Da. Asta e meserie. Pungi sparte. Sparte, da. Cum a fost afeție cu NG? Ion Dolănesc. Implicați în proiectul, ia stai că asta îmi place. Ia. Vă implicați în proiectul Unității Naționale? Face... Nu.
Nu facem deplasare nici în Kosovo. Copile, tu ai pus două întrebări într-una, da? La prima îți răspund eu că da. A care a preferat? Fructele de mare. Alea îmi plac. Păi da, păi are aici o crescătorie nu, de... Nu, dâmbul, e dâmbul, mănânc broaște. Da, da, da. Are de broaște. Da. O peluză... Are caracate, ți-e în curte, stai nenorocire cu el. N-a spart romicul de pești, mă. Cred că s-a așteptat la mai rău, cred că unde da, s-au pe... făcut steagurile gen cu peluza întâi stil vechi? Florile clubului, dacă pentru sezonul. O să facă la... Croitorie. La bag. Legătorie. Da. Părere gheță, am spus-o mai devreme. Dacă am copii, da, am o fată de 8 ani. Să o stresc. Mulțumesc frumos și te la fel, băiatul. Mulțumesc frumos. Părere te doi rapid. Nu-i halesc. Și nu vreau să-i halesc. Știu eu de ce. Nu. No. No. Dar cu câtă tristețe? Nu. No. Părere Giușcanu, bătrân, respect. Crezi că peluza întâi și peluza latină vor fuziona? Putea să scriu o carte despre întrebările astea cu peluza latină. Depinde. M-a zăpăcit, dacă nu m-ați întrebat. Azlan, părere Azlan Ciprian. M-ați luat cu ăștia, mă. Cine e Azlan Ciprian? De la voi? Un tigan, da. Mimian. Nu cunoaște. Părere Marian Rotaru. Fratele meu, respect. Ungurii. Îs ungurii peste noi la capitolul traserie? Eu am zis că nu. Dacă vorbim de sfere, în varoși și de 11? Păi nu, vorbim de toți. De toți? Da. Eu am zis că nu. Deci una peste alta, eu zic că nu sunt. Te contrazic. Eu zic că sunt. Să mai uniți ca noi. Poate pe mentalitate, pe bagamonțel așa de român, poate nu. Noi. Că noi am crescut ieri ca au fost imperiu, frate. Despre ce vorbim? A fost imperiu austro-ungar de, și... Da, se numea austro-ungar. Austro-ungar, da. A fost imperiu. Noi, am cotropit ce am cotropit. La rovine, în câmpie, ce-am făcut? Păi da, Mimiu. Mimiu, da. Dar nu sunt cu asta, știi că nu. Nu halește doi că nu. Nu halește doi pentru că sunt sifoane. Mm. Nu știu. Nu e ce trebuie. Nu. Cine sunt? Așa vă la bate. Cine, domn? Mimiu și Cătunu, părere ca la noi, la nimeni. Stai un pic, scuze că te întrerup un pic. Băi, fraților, am vorbit până acum cam despre toate galeriile, posibile și imposibile. Nu mai puneți întrebări, părere, sud Steaua, sud Craiova, VCH și așa, că le-a spus omul. Dar ține apoi, că nu e problemă. Uite asta, cântecul preferat, de exemplu. Cântecul preferat? Suntem bețivi, drogați și răi. Puși pe scandalul și bătăi. Am spus despre Outlaws. Am și vorbit la mare cu ei. Ce s-a întâmplat cu băiatul de a sărit în teren de la Lovic pe Galamas? Bă, știi de câte ori m-a ținut să te întreb chestia asta? Ce s-a întâmplat? E plecat în Anglia și el a stat, nu știu, cred că vreo 6 săptămâni, cred că a stat, sau 6, nu mai știu exact. A stat arestat. A avut interdicție 5 ani. Și acum este în Anglia, plecat. Ca toată lumea. Toată lumea în Anglia. Toată lumea e în Anglia. Dați și mie o apă, vă rog frumos. Mamă, ați zăpăcit cu peluza la tine. Uite. El e băiatul cu vaselina. Uite. A, da? Da. Mersi.
Te-a produit? Te-am produit cu vaselina, mă. De ce v-ați certat cu Creva? Poștașul mai este la galerie, nu știu. Mă duc și pe la toaletă. Uite-l pe ăsta, povestește o bătaie. Ferească Dumnezeu. Stai un pic că se reculege acum și vine înapoi cu... Da. Da. Era unul cu taxiul și a intrat pe linia de tramvai și a ieșit șucăr. Ați înțeles? Băi, mai dați like-uri, că jur că opresc ăsta. Că avem cu cine vorbi, stați liniștiți. Cu cine te-ai împrietenit din Latină la meci? Eu pe băieții de la... Vin acum. Eu cu băieții de la Latină îi cunosc pe cei care vin la Națională, deci de la Ploiești, România. Și sunt niște băieți foarte mișto. Asta mi-ar lipsi. Jurul s-a zăpăcit, lămurit, da, corect. Nu știu cine e Marin Rotaru. Bănuiesc că e cineva de la Petrol. Sunteți la stadion în Ploiești, la Petrolul? Nu, suntem sub stadion la Ploiești, la Petrolul. Cătăline, Cătălin de la Mania, avem tot ce ne trebuie să trăiești. Lasă-mă cum o să iau bă ăsta, că abia mai revin, lasă-mă drept cu pace că mor pe aici. Da, bună întrebare. Mă rog. Băi, Liviu, hai să te lămuresc cu asta cu margarina cu praz. Când am vorbit prima oară că facem interviu, eu am avut în cap să-i dau lui margarină cu praz și eu să-mi dea mie. Înțelegi? Dar ne-am spart unul altul cumva și am zis, bă, nu ne mai dăm de asta, gata. Beau apă. Ești altceva mult. Hai, mă refac după insolații. Am venit să nu fim urmăriți în următorul interviu. De la Arad. Fratele nostru. Dacă mă pui să mă duc și la Arad pentru un interviu, înseamnă că am înnebunit de tot. Ar fi normal să te duci. Așa zic și eu, da. Așa te certa mititelul, dacă nu. Da, și de la Radu Rămușor. Rapid, Viena. Păi normal. Păi cum, dracu? Voința Sibiu. Ai fost la meciul Voința Sibiu. M-a întrebat de 10 ori, în anul 2012. Da, am fost. Ultra Galerie din România. Sunt multe. Ultra. Pe coreografii Legia Varsovia. Milonene, dacă mai pui o întrebare din aia, te dau afară. Salut, salut. V-am spus, de la Viteze Arnhem a fost o deplasare foarte tare de la Victoria Pilsen. La Victoria Pilsen eram cu torțele pe noi, intram necontrolarii, le puneam într-o găleată, ieșeam pe spate, iar ne băgam torțele, iar intram și până am intrat cu ele. Și când am aprins torțile, a dat aia cu lacrimogene, aveam un spray. N-am văzut în viața mea, ne-am usurat câte două zile, trei zile ne-am usurat spray-ul ăla. Dacă mi-am... Nu, frate, am făcut insolație, uite. Frige cap. M-a luat somnul pe șezlong. Da, nu se mai face plajă pe chiar așa pe șezlong. Ce burghezie. Păi nu, păi era ciment, mă, unde vrei să stau pe ciment? Am stat și pe bordură. Am băut și pe bordură, am băut și pe... La mare o suprafață galbenă, asta numește nisip, stai acolo, nisip. Era la cazare și la cazare unde stai. Păi și erai cazat fără acoperiș?
În pământ stăm la 2 metri, dar stăm peste la 80 de ani. Acum asta. Nu, domne, stai frumos. Asta pe pe pătul ăsta. Am și o familie. Ouăle, vezi că scrie în descriere. Fabă, ce ne prezint invitatul. Vezi că scrie în descriere. Tamaș Bazal, vrem pe Tamaș. Uite-mă ce zic, că Tamaș e liber. Vrem înapoi, da. Îl vrem să vină să bea cu noi. Să ne ajute la coreografie. Tamaș, Tamaș. Dormiți, bă. Încercăm. Dormiți. Dacă trebuie. Dormiți, bă. Dormiți. Frumos la mesajul, nu? Frumos pus pe Ghencea. Poți dimineața, așa, la 5 dimineața. Le-ați prins după trend, după aia. Aveți gardurile mari în Ghencea. Le-a luat ceva timp să pună ăla. S-a chinuit. Mai avea și burtă săracul. E cu mine în sală aici. Nu mai putea. Gâfâia. Gâfâia. Să moară mama Robi, ce mare gardul. A semnat la Toblevici? A semnat la Toblevici, dar a și plecat. A semnat... Ce, la voi? A semnat, dar a plecat. S-a, intrat, s-a oprit antrenamentul, a intrat 50 de băieți pe teren, i-a scos Nicou după el, l-a trimis la vestiare. Păi și la revedere. Gândeam, zic, nu prea e ce trebuie. Nu, s-a intrat, a vorbit frumos, s-a scos Nicou și omul a înțeles. Aoleu, mi-e frică să nu vină la noi acum. Cine? La Toblevici. Păi ar fi bine să vină la voi. Păi ar fi bine, da? Păi îl ia Mititelu. Frumos meci cu Botoșan. Da, a fost frumos la final. Am bătut, normal, a fost un meci care am rămas în divizia. Mi-am pierdut șapca, mi-am pierdut-o. Toată lumea a făcut coreografii frumoase. Și noi, și Steaua, și Dinamo, toată lumea. Părere Șchiopu de la Ultra România. Până încă o felie de pizza. Și să ceartă cu... Și să ceartă cu sponsorul de Mititelu. E cel mai șmecher. I-a zis sponsorul că e cel mai șmecher Mititelu. Nu-l lasă să mănânce și el pizza liniștit. Ți-am spus, Mititelu, bă, Mititelu, dacă nu eram, unde erați voi? Unde? De ce l-ați acceptat pe Mititelu de la început? Păi de ce? Băiatul din dreapta de tine, uite ce. Ia-te că care este... Nu mă interesează asta, care e regula, nu vorbesc de bătaie, nu mă interesează cu bătaia, nu se bate nimeni cu nimeni. Părere cătală, respect. Ia uite, se ia de tine, că nu mai ai prins și tu haine, dar e supărat. A zis că de-aia e supărat că nu mai ai prins și tu haine. Și de-aia ai pămititelul boală, că nu mai ai prins și tu. Unul aici a scris. Mi-a plăcut de asta. Băiatul care a pus mesajul în Ghencea la ora 5 mergea să vândă la piață. Rahova apoi. Asta e părerea ta. Asta da, ești nebun. Ia duceți-vă și voi și puneți mesaj, vedeți, în Ghencea. Cine intră așa în Ghencea? Intră așa ușor? Păi, că nu intri la... Asta cu piața... Ne-a săturat de piață, de... Asta e de acum 20 de ani. Ca și membru la Ian Hooligan, cum se face trecerea de la grupul Hooligan? Păi îți trebuie ani de peluză, îți trebuie 5-6 ani de peluză să demonstrezi că ești capabil. Câte tarabe am la piață la Ploiești? Am toată piața. Am toată piața, am. Vând cartofi, nu te-ai zis că sunt pungași în piață, vând pungi?
M-aș lua cu astea, cu... Dacă fac sport, da, fac sport. Da, barbut. Părere ceilalți. Ce să zic de ceilalți? Ce e ceilalți? Ceilalți e un grup care a intrat în hooligans. Da, de la voi. Ceilalți, da. Te simți bine dacă ți mai spune Robi Roberto? Poți să-mi spui cum vrei. Nu iau foc. Cum să-i promovăm? Prin mentalitate. Cum poți să promovezi niște tineri, nu? Vede ceea ce facem noi și... Robi e cel mai bun exemplu. Să vopsească steaguri, în primul și în primul rând. Nu văd. Interviu cu Mititaru. Când mai aflu că mai am 2 săptămâni de viață. Asta, da, bun. Ce-a plăcut este? Da, corect, bravo. Dar ce aveți voi cu el? Că nu... Spuneți-mi și mie, ce aveți cu el? Lăsați că... Am înțeles. E secretul nostru. Dar huliganii nu sunt cu steaguri. Păi noi avem influență, cam toată țara. Știi cum e influența noastră? Hooligans ultras. Asta e influența noastră. Toți suntem la fel. Deci toată lumea. Asta scrie pe pungile alea care le vezi tu la piața? Da, 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 exact. Fenomenul hooligans ultras. Se le scrie pe pungi, da. Așa. Și mai dedesubt e că poți să numi Titelu. Și că devine la pachet. De ce nu aveți licență pentru cupele europene? Pentru că abia am făcut rost de bani să rămânem la în divizia. De-aia nu avem licență. Și le vorbă domnul Mititaru, finanțator. Da, da, da. Mm-hmm. Poștașul se referă la noi sau aveți și voi unul? Nu, și cred că poștașul al vostru. Mai e activ? Mai la tribună, așa. La tribună, ia uite. De la tribună. Nu am crezut că aveți și voi unul. Nu, nu avem. Părere de United. De unde pot să îmi confecționez un steag cu petrol? Ia-o pe asta. De la piață, de acolo. De la pungile lui ăsta. De la piață. Vreau și eu un secotit de cartofi cu sol. A, la cu steaguri e separat, gata. Separat pentru conferințe și îl duce în Europa. Ce jucător străin ai apreciat de la petrolul? Păi depinde ce perioadă. Ce jucător de la petrolul? Nu știu ce jucător de la petrolul. Străin. Păi depinde ce perioadă. Cel mai bun a fost Albin. Cel mai bun jucător de la petrolul Albin a fost. Și cred că și cel mai scump, nu? Albin și Teșeira, da. Păi și Bochila ăla, nu? Păi de la Bochila... Asta e prea puțin Bochila. A luat cupa și a luat-o ușor, a? Bochila. Ce părere ai de Mutu? Care Mutu? Adrian Mutu, care dracu? Păi mai avem și noi un Mut. Avem și noi un Mut la noi în peluză. Vita mai omul e Mut și când vedea garda, că nu știu, și zice, bă, că oată le-a bătut, că zice, nu vorbește. Păi stai mă, că nu vorbește, că e Mut. Chiar s-a întâmplat? Da, le-a bătut garda, că zice, n-a vorbit, nu știu la ce deplasare. La mișto, nu știu la ce deplasare. Nu știu la ce deplasare eram și le-a bătut, că nu, i-a zis, bă, frate, omul e Mut, mă, că faci gura cu să-l bateți. Cum te cheamă? Și-a dat în el, da. Adrian Mutu, respect Adrian Mutu. Părerea Amza Younes, respect și Amza Younes. Ce a fost cu Timișoara? Ce să fie la Timișoara? S-a închis nocturna și am vrut să dăm o tură de stadion. Am face maraton. Mai era unul pe stadion mai devreme. S-a stricat peluza de când nu mai a fost. Nu s-a stricat nicio peluză. O construim. Așa iar, e. Chiar începe la scoalele lui. Ia, ce a zis noastră? Robi, cum comentezi decizia Consiliului Local Craiova de a interzice creșterea de animale? Da, asta e o întrebare bună. Luna se place foarte mult. Deci nu vezi că a dat Olguța, n-are voie să mai crească animale, nu știu. Da, asta se vezi la nasă în fața. De că n-are voie. Ăștia au cu dromaderi cu alea, dacă vezi că e acolo în nenorocire, ești nebun. Ce putem să facem ca să fim din nou
ca în 2013. Deci trebuie bani și echipă. Ce să facem? Echipă. De ce peruze nu se numesc nord și vest? Pentru că nu avem busolă. Corect. Părere Gicu Grozav. Gicu Grozav e cel mai iubit jucător. Vorbesc din punct de vedere al peluzei întâi. Gicu chiar e un suflet extraordinar. Mai rar ca Gicu Grozav. Da. Când am început proiectul cu Petrolul, le-am sunat. Sau el ne-a sunat, cum a fost, că nu mai mi-a adus bine aminte, și ne-a ajutat cu bani. A ajutat și el în proiect. Da, a trimis bani. Trimis și eu, domnule, o sumă de bani. O sumă, trimis. Îți dai seama, era la început, îmi trebuia bani, pe echipamente, de alea, da. Știi cum. Trebuie să vorbiți cu domnul Mititelu, poate va ajuta el. Ce zici de treaba asta? Da, vorbeam cu domnul Mititelu. Vorbesc cu domnul Mititelu. Da. Vorbeam cu domnul Mititelu și... Da, știu, era ocupat. Răzvan Eroi, parcă aduce puțin la față cu Mititelu. Bravo, băi! Da. Bravo, băi, Georgică! Așa mâncat ești gura ta. Păi, dar de-aia îmi zice, de-aia îmi dacă îmi dă și banii, semă cu el. Poate nu. Sara Mândricel. Bună. Da, am făcut o tită la Timișoara. Alergând după voi, am făcut o tită. Închisețe nocturnă. Unde erați? Erați pe la loje. Vă bate Elias, da, ne bate. Am întins toată de mult cu el în tren, cu Elias. Dacă ăsta are impresia că Elias bate lumea pe străzi așa, înseamnă că nu cunoaște. Nu bate Elias lumea pe străzi. Am întins toată cu el. Plecam la festival la Sinaia, era Sinaia Forever, și ei veneau de la Mediaș. Și erau mai mulți și m-a întrebat, tu ești dintr-o peluză? Nu contează, tu ești din peluză de la sus, Steaua, și zic, cum să fiu de la Steaua, de la Petrolul. Și atunci era prima oară când erau camerele în tren, de filmat. Și a dat el un pumn și eu un pumn, unul pe lângă altul, nu ne-am atins. Și în spate, un ultimul vagon, ei erau vreo 80 de ei, noi eram vreo 5-5 și am tras semnalul. Și în spate era barbă cu ea, dormeau și am sărit peste picioarele lor și am tras semnalul și am sărit din tren, că altfel era nasol. Dacă puneam la până noi în tren, era nasol aia mare de tot. A scăpat. Și probabil mă întâlnesc cu el la federație și îmi spune, ce noroc ai avut, ce ai scăpat. Da, erau venite de la media și erau 80 de ani băieți. Și băieții. 5 nu prea era ce trebuie. Nu era. Duminică, 37 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor. O să fie spectacol. Robi, duminică, o să fiți alături de frații la Galați, da. Mircea Marea? Eu unul sunt prezent la meci, da, o să mergem la meci. Uite că vin și oamenii ăștia. O să mergem la meci, da. Îți dai seama, vreau să intru și eu pe Ghencea. Ai fost și tu la joacă la Clin? Nu înțeleg, mă. La Galați cu Dinamo, mă zice. Galați cu Dinamo. Aha, am înțeles. Minutul 70 e altceva, da. Am înțeles și cu minutul 70, gata. Acum m-am prins cu minutul 70. Dinamo cu Oțelul, minutul 70, unde a spus. Deci la Clinceni. La Clinceni, de când a fost... Când am fost noi cu... Așa, cu Galațiu. Și ne-am întâlnit cu băieția care era la cross. Fugeau unii. Alergau pe acolo, cum alergau la pe terena. Așa alergau și băieția. După, la meciul ăsta care a fost acum cu Dinamo pe Parcul de Triumf, ăștia au ieșit în minutul 70. Și le striga unul, le-a strigat tot meci. Unde ați fost, bă, minutul 70? Unde ați fost, mă? Și de-aia a băgat-o pe asta, minutul 70. Păi da, a băgat-o cu Clinceniu și nu era la mâini. În minutul 70, ei au plecat după stadion. În minutul 70. Înțelegi? Ce sport faci? Bă, la cum arată, eu văd bun. Ce pe astea, pe tabinet, pe poker, pe astea, maxim. Ce sport? Am făcut kickboxing. Da. Ce apă în față, e dalul ăla. Beat la meci cu Botoșan. Ce apă în față, e dalul ăla. Beat la meci cu Botoșan. Păi că să se trezească, că era soare afară. Machitescu mai vine la meciuri? Machitescu, da, mai vine la meciuri, da. Ce părere ai despre decizia celor de la Ultras Craiova de a nu se prezenta
la meciurile lui Mititelu. Nu știu. Poate să zică că îl iubește pe Neadi, n-ați văzut. Nu știu ce să zic. Ei știu ce au cu Mititelu. Părere, brigăzile din Ultra Sarat. Sunt, la Arad sunt acolo, sunt, am și un prieten acolo și sunt vreo 10, 15, 20 de băieți care sunt ce trebuie, chiar sunt ce trebuie. Robi cum fugeau din Amovișa și au să fugă și Sudul duminică. Nici nu ne vedem la față cu ei. Nu te vezi, în Ghencea nu te vezi, am văzut, am fost noi când am fost 1000, nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut cu ei, am plecat cu autobuzele. Nimic. Hai, mă, cum? Nu te vezi. Băi, nu mai suntem la începutul anului 2000, păi, da. Bă, nebunii. Nu mai te vezi. Unde să mai te vezi? Nu mai te vezi. E greu să mai te vezi față în față cu cineva. Dar n-a zis nimeni, mă. A zis cineva de bătaie. Noi n-am bătut cu nimeni. N-am bătut pe nimeni noi. În deplasare... Nu-i da, nimeni șef. În deplasare, cine e șef de galerie din Peruza I sau Peruza III? Nu-i nimeni șef. Și într-o parte și în alta se dă tonul. Unii o melodie, alții o melodie. Eu cred că lumea a uitat greșit total chestia asta între voi și la tine. Da. Nu știu ce să zic. Dar treburile sunt doar între noi. Dar cred că am fost uniți. Ți-am scos să insiste tare pe chestia asta. S-au făcut coreografii împreună, s-au vopsit steaguri împreună, că mai există clinciuri, mai există, normal. Când i-am hooligans cu Young Outlaws. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Oare de ce? Am răutăcios, da. De ce toată țara îi vede doar pe la tine, băieți? Că nu-i cunosc pe ceilalți, simplu. Corect. La Craiova a spupat după, nu știu. Am mai răspuns la TV2 rapid. Respect, Octav Preda. Un băiat care e petrolist. Părere. Noua conducere, corect. Părere, noua conducere. Ce să zicem de noua conducere? Nu știu, așteptăm să vedem. Dacă sunt bani sau nu sunt bani la echipă. Că nu putem să stăm așa pe locurile de retrogradare. Vedem. Noi facem glume acum între noi cu Mititelu și să nu fim și noi. Păi de-aia am și venit-o. Uite-te cald întrebări. Ce zice? Tu n-ai pe subiect pe misiune. Eu am venit ca să mă sacrific, mă. Se mai înființează brigada de fete la voi? Da, facem 4-5 brigăzi. Craiova, bea. Brigada de fete. Acum... Ați avut brigada de fete? Da. Nu știu câteodată, cu un an de zile. Erau pe bătaie? Făceau lupte? Nu. Am înțeles. Pronostic la meciul Chindia. 7-2. Mai aveți de față de U. Cornere peste. Salutări din partea unui fan. Mai aveți de sentimente? N-am, nu știu, n-am ce vreți să ținem. Nu avem treabă cu Cluj. A fost un sezon bun, da, a jucat bine Petrolul. Chiar neașteptat de bine a jucat. Toată țara vrea o singură pe cu Botoșani acum? Nu, în general. Cu Botoșani. De ce te ui strâng așa că a jucat? Nu știu la ce s-a referit întrebarea. La cum am fost noi, că ne-am chinuit după o lună pe alta, să ținem echipa. Ultimele meciuri chiar a jucat bine. A jucat bine, da. Chiar a jucat bine. Mandala sau Stuf? Stuf! Acolo m-am distrat. Mai am studiat de Gheorghe Mustat. Ergi de la Ucluj.
Știi? Ergi de la Cluj, respect, Ergi, ăla era nebun, era ce trebuie. Da, da. Era pe nebuneală. Nu l-am cunoscut, dar... Îl știu, îl știu. Stătea într-un timp, dormea și la stadion, că a avut niște probleme. Omul era ce trebuie, era pe nebuneală. Trei lucruri pe care le doresc. Gărs a fost fost. Ia-o, zgărs. Ce se numea, gărs, parcă nu? Vezi că veneau fetele la meci. Marseille. Traiane, nu începe cu astea că ne supărăm. Hmm? Nu? Asta-i Caterinca, nu o să comunam. Vreau să... Toată țara vrea o singură peluză la Ploiești. Poate să se întâmple să fie o singură peluză. Dacă ar fi o singură peluză, ar fi forță. Am fi foarte tari. Păi chiar așa. Am fi tari. Salut, Răzvane. De ce v-ați bătut în 2009? Știu cine s-a bătut. Băi, târnați-vă cu bătăile, vă rog eu frumos. Că... S-a jurat capra că vine iar finanțator. Bine, din Ceoslovacia. Messi sau Ronaldo? Zi-mă de asta. Roberto Baggio. Țicu. Țicu, da. Țicu sau Mario? Ce pura. Care este relația dintre peluze? Bună. Ce zice? Părere. Calardo. Sunt sârbi și polonezii cei mai top huligani? Normal că sunt. Dacă nici nu sunt. Dacă nici nu sunt, ține. Părere Florin Walter, am murit. Îi face de 7 ani. Dar are ceva timp de când am murit. Da? Păi are ceva timp, da. Am uitat acum 5. Săptămâna la viitoare. Părerea sus, Teo. Am spus-o, frate, ce să mai spun? Cum crezi că poate evolua fenomenul în România? Depinde. Aici cum poate evolua fenomenul în România, că avem foarte multe bariere. Și suntem foarte restricționați din toate punctele de vedere. E greu acum să exploatăm lucrurile, să fie bine. E greu. Trebuie să, în primul rând, să avem mentalitate și să creștem copiii, ce vine din spate. Schimb de că oricum s-au schimbat generațiile și copiii trebuie crescuți în mentalitatea noastră. Cum au venit italienii să vă ia interviu? Cum să vină? Cu avion. Ghencea când s-a dus pe câmp în Domnești, jandarmul, nu pot să vorbesc. Nu pot să spun lucrurile astea. Crezi că fotbalul românesc e pe un trend ascendent? Nu. No. Nu, nu există. Suntem foarte slabi pe fotbal. Ce era? Nu e lume pe stadion. Acum 5 ani era mai multă lume pe stadion. Mult mai multă lume. Nu e. Nu este. Suntem slabi. Acum 10 ani era alt fotbal. 10 ani, 2010. Să nu vorbim de mai jos. Vorbim de acum 10 ani. 10 ani, 11 ani, 12 ani. Alt fotbal, altă lume pe stadion, pe peluze erau pline. Acum nu e. Slăbuți, foarte slăbuți. Crezi că peluzele din țară sunt de... Da. Partizan, Roma și Milan. Părerea Șchiopu. Nu v-am spus, mi-am atitrat de 10 ori. Modestie! Părere Săpunar. Ce spun eu de Săpunar? Să-i dau un săpun, dar am uitat cum se numea. Primul Ceaușescu. Duru. Asta. Bă, păi, Vasile. Dacă deja o dormea la antifauri, în dalea... Trei lucruri
trei lucruri pe care ți le doresc să se întâmple în galerie mai bine. Să fim cât mai mulți și să creștem copii. Și mai am spus-o de trei ori în mentalitatea noastră. Fan Milan a devenit după noapte de revelion. Da. Am luat o lămâie de la tine, de la bloc. Nu la Bugoși, să revele. Păi da, știu, da. Crezi că va juca la Tomlin și Vârmești la Petrolul? Nu, că e bătrân, nu mai poate. A ieșit la pensie. Da, la Petrolul se merge pe tineret, dar nu mai poate să joace. După urcă Cișcheda în Liga 1, vor fi incidente. Nu știu, mă, frate. Cu cine aveți cea mai mare rivalitate în România? Cu Zimbru Chișinău. Te-a întrebat ăsta, cred că de 35 ori. Legiunea Chitila. Legiunea Chitila, brigadă bună și mulți. Parcă sunt mulți. Sunteți. Da. Sunteți. Salutăm domnul Ciprian dacă este sunteți. Am... în direct. Pe stil vechi, West Ham sau Milor? O întrebare grea. West Ham. Îmi place mai mult West Ham. Părere glas. Respect cineva de acolo. Care a fost băiat și a rezolvat lucrurile. Între noi cu bilete, cu și tot. Ciprian este trăistat. Nu am prieteni la Susteaua. Amiciție. Vorbim de lucrurile de bilete, strict, de ce ține de organizarea noastră între galerii, atât. Asta e top. Ce-am vorbit noi afară. Care a fost faza cu torțele intermediul jandarmerie? Care să fie? Am râs afară o jumătate de oră pe tema asta. Care să fie faza? Nu știu. Ghicitoare. Părere UEFA, nimic nu mai știu. Ce mai vine la meciuri? Da. De ce vă... De cum ați putut să rămâneți uniți? Pentru că am rămas uniți. Că avem mentalitate și suntem ca frații. Avem o altă gândire. Și trebuie să susținem echipa necondiționat. Nu există ceartă, urcuziu și coborâșuri. Am trus. Rezultim poște. Ce îți place la stadionul Leoana și ce nu? Ce îmi place la stadionul Leoana? Cum se aude când e stadionul plin, cum ne auzim. Și ce nu-mi place la stadionul Ioana? Camerele de filmat. Ala nu ne plac cu niciun stadion, adevărul ăsta. Vezi? Asta. Vechiul sau actualul Ioana? Nu știu. Și vechiul și actualul. Ambele. Aiurea să trăiește, ai stricat cu întrebarea asta. Am simțit multe chestii frumoase. Am spus de Junior Petrolul. Părere nu. Să zic povestea din deplasări? Am prins prea multe. Stă până dimineață să povestim. Plecam la Bacău. Jucam Petrolul la Bacău. Și plecam seara. O seară înainte. Plecam. Aveam un tren până la 12. Ajungeam până la 3 dimineața la Bacău. Meciul era la 5 seara. Și făceam toate nebunile, pângări. Ții minte că era o căruță plină de pietri și am pus-o, ați văzut cum ieșea din gara în Bacău, că e drumul ăla, bulevardul ăla lor, o arteră mai importantă. Și am pus căruța aia în mijlocul drumului, s-a chinuit poliția să o împingă noi, dacă eram vreo 30-40 de inși, am pus să împingem căruța în mijlocul drumului, plină de pietri. Poliția s-a chinuit două mașini să o împingă înapoi. Și n-au putut, nu? N-au putut. Stăteam pe acolo, registram, făceam gretare, plecam cu două zile înainte, stilul nostru. Când ajungeam acasă, eram de hăinați de foame. Mâncam și ușa la frigider. Vezi că generația nouă nu crede. Pe bolă face Caterinca, dacă era și era. La Motru am mâncat
pepene, mâncați ziua, că s-a spart pepene la șapă din două, a zis, gata, asta Dumnezeu ne-a pus una în cap. La minerul Motru, auzi, mamă, deplasare, minerul Motru, ferească Dumnezeu. Când a făcut când a coborât, avea un parizer bun aici la gara de vest la voi, mamă. Când a coborât la minerul Motru și am intrat într-un bază la pădăsul, mama, mă, ce aici, mă, o sărăcie, mâncați ziua, tot. Și acolo, bă, frate. La Motru n-am mai fost de 25 de ani. Nu mai știu când a fost, nu mai știu când a jucat cu minerul Motru. Da, cu parizerul aici chiar o zi pe bune. Păi și cu parizerul, am mâncat acum parizer, după meciul. După la gara de vest era. După meciul cu Botoșani, am pus la banca de rezerve o masă, am luat parizer de 1 milion și am mâncat parizer cu muștar, că a rămas pe tronul divizia, nu? Ăștia tineri nu știu cu ăștia scurt, cu restaurant, unde ne oprim, unde bă, stați, dracu. Ce restaurant ai, frate, să mănâncă ca frăție? Șuncă, așa se ia la deplasare, șuncă, palincă. Șuncă dacă ești pe plus. Șuncă avem, mamă, cred că noi suntem cei mai forte pe șuncă. Șuncă cu palincă, frate. Și cu ceapă, cea mai bună. Păi ce are bine? E, bună asta. Lasă-l mă pe ăla cu lui Andrus. Robi, la voce zici că ești o goașă. Da, sunt răgușit. Da. Am mâncat o goașă și mi-a rămas în gât. Părere filmări din peluză. Asta e bună întrebare. Părere filmări din peluză. Ce să zic? Filmări din peluză. TikTok-uri, vrăjel, cred că la aia. Nu există. Filmări în peluză. Da, nici la voi nu e voie. Nu există. Nu mi-a plăcut niciodată. Mie personal nu-mi place. Adică toată lumea care își scoate telefonul, că îți dai seama la cât sunt, dacă stai să iei pe fiecare în parte, dar cei care sunt în față n-au voie. Când scoate telefonul, sunt obligat să-l bagi înapoi în buzunar. O să filmează. Corect. Lasă că noi suntem cu prazul și berea. Ce dacă? Păi și cu ce dracu să mâncăm trene? Pământ ce să mâncăm? De ce nu au tinerii dreptul să-și facă brigadă pe Luza din Ploiești? Brigadă să intre în brigăzile mari sau creșele lor? Cum să-și facă brigadă? Vine oricine așa într-o perioadă, își face brigadă, mâine mă duc... Mâine mâine scriu... Îmi scriu un nume și mă duc în peluză și pun steagul. Nu există așa ceva. Cum? Trebuie să ai un istoric în spate, să reprezint ceva, ca să poți să spui eu, să-ți faci o brigadă. Uite, Cristian, descrie de la Punk, de la voi? Cristi, salut, Cristi, salut. Punk, da. Brigadă frumoasă, Punk. Punkiștii. Și uite, cine scrie Mihai? Asta e de la noi, de la Ian Culiga. Gogo, să fii stul meu, este să sărim amândoi în teren și să ne rupe în gură. Abia aștept. Altceva, bă, și ăsta. O deplasare cu chinezul. A murit chinezul. Dumnezeu să-l ierte. Ce părere aveți de loc? Un loc foarte bun. Gruia, nu știu cine-i Gruia. Părere Balaur. Îi dea un bag de bere. Georgica, cine a scos fumul? Au copii de 15 ani ceva. Părere OH, ia zic că e nasă în direct. Părere OH. Ce să zic de oficial hooligans? Sunt bătrânii, cum suntem și noi. Inima galeriilor, rapid. Și puteți să comentăm. Respect. Părere Ulfii din Punks. Să vină să ne dea alea jos de la peluze, că au rămas acolo prinse de la coreografie. Sforile de coreografie, că putrezesc, sunt o grămadă de bani. Ai văzut eu o rolă de aia de sfoară. Interviu cu Ergi de la Cluj aș face, dar e mai greu. Dar nu mai puneți întrebări mie, puneți-l în Robi, că pe mine mă mai vedeți, pe Robi mai... Robi, ce nu-ți ești implant? Ce implant? La sprâncene? Nu mă cred bătrân la 37 de ani. Bumbi. Aspenter, e bun aspenterul. După, îți dai seama, urâtule, că e bun aspenterul după o săptămână de plajă.
De unde pot să-mi iau o geacă de hooligan? Are băiatul ăsta de la Rapid, care mi-a scris mai devreme. Are cu corona. Geci. Era o tăiță. Era într-o cămașă frumoasă, așa, da, era astăzi, conducea, era elegant. Apa, atitudine, bă. Da. Când faci interviu cu Robi de la Petrolul, săptămâna viitoare. E bună întrebarea, da. Mă mai gândesc. Dacă vin vineri la meci, normal că vin. Vă mai faceți nevoile până puși în autocare? Nu, facem pipi pe noi. Nu v-am spus care a fost primul meci. V-am spus mai devreme. Părere Peco. Peco! Nu știu, nu-i pe aici. Nu știu. Peco e un om. Peco e... E un om. Peco e un om. Păi mă, că Peco pe vremuri iau benzinările. Păi da, și Peco e... Nu, era o echipă aici în Ploiești, se numea Peco. Înțelegi? Și l-a jucat la Peco. Ai înțeles? Aș vrea Peco și i-a rămas numele Peco. Uh-huh. Înțeles? Și este... Lucrează aici la club. Înțelegi? El e cu echipamentul și cu asta și cu tot. Magazioner, știi? Robi, de ce vă... Nu se bate nimeni la deplasări între noi. Băi, mă, o spartă. Nu se bate nimeni. A fost o chestie între noi și o rezolvăm între noi, m-ați nebunit. Aveți livrate cu cavalerii cetății? Normal, de-abia aștept vineri. Vreau să se dea grad ridicat de risc maxim. Eu vin călare. Vin călare din Pereasca, mi iau doi cai și venim cu cavalerii cetății. O căruță lungă. Da, o căruță lungă. Să fac rost de o sabie, să-mi iau... Ia, vezi că ți-a răspuns nas. Să moară piperuși dacă nu ai mersul. Îmi copiați 3 ore. Repetați doar să ajunge și voi ca mine. Nas, crede-mă că nici nu m-am gândit să ajung. Da, nas, ca. Ești tu băiat palabil, dar nici chiar așa. Când treci la Ploiești, nu intri, o iei pe centură. Evizi Ploieștiul. Deplasări cu autocarul sau pe vechi, cu trenul. Deplasări cu trenul, la București cu trenul. N-am fost cu trenul, și la Steaua, și la Steaua, și la Rapid cu trenul. La Sportul Județesc, când am jucat cu Rapid cu trenul, în București de fel mergem cu trenul. În București e mult mai ok în toate punctele de vedere. Mai bine organizat. La deplasările care sunt lungi, nu poți să duci cu trenul. Când ați venit cu autocarul, cu șucărul ăla, dar sunt amuzi de atunci. De n-ați intrat. De v-am întors. Da. În 2013. 1 decembrie 2013. Mi-a pus o întrebare mai devreme. Dar chiar ce s-a întâmplat atunci? Ce s-a întâmplat? N-a vrut să ne lase garda. Nu ne-a lăsat garda, eram vreo 10, erau 10 autocare. Păi nu să vă spună, băi, nu mai plecați, că nu e loc. A ieșit un mic incident și acolo a ieșit aiurea, dar a ieșit aiurea rău de tot, rău, a fost aiurea. Pe prelungire acolo, nu? Pe prelungire, rău. Pe întuneric acolo a fost așa și pe urmă au venit jandarmii de la București, au venit la Ploiești. Adică a fost omor pe stradă, aici, la voi. Au venit cei de la București. Jandarmii de la București, nu de la Ploiești. Deci îți dai seama asta de persoană de la București să vină aici la Ploiești, ca să ne pună la bătaie. Altceva. Da, e asta și fost. Când facem următoarea coreografie, la anul. Cum să facem? Sau anul ăsta, depinde ce meci, să vedem. Un meci tare, nu? Societatea Deva. Vremea cu Pet Bariboca, Mihai Bravo, Maloroșu, etc. Sau acum? N-am înțeles întrebarea. Dacă preferi galeria de atunci sau asta de acum, cred că te întreb. Aia de atunci, era toți băieții. Toți sunt plecați în Anglia, toți. Toată lumea. Da, și de la voi au plecat mulți, ea? Da, mulți rău, da. Deplasare Pitești, 2018. Da, tare. A dat toate știrile. N-aveam voie să mâncăm în centrul orașului. Mi-a dat direct cu gaz în gură, eram cu puiul în gură, am intrat și hai pleacă, nu să mănânc că plec. Direct cu gaz m-a făcut de... A, din prima? Din prima, da, asta la discuție, la nimic.
De ce ați făcut? Am zis cu când o să fie, uite mă ce întrebare, am zis cu când o să fie torțe. Da, avem, avem de-astea. Sunt băgate deja. Avem făclii. Luăm de la ăștia, de la Jumbo. Sunt artificiile alea mici, care era pe timpul când ne deam de Revelion. Și de lumânări, da, de da, plan, mai știu da, da, care se prindeau, da, da, da. Ce rival de pe stradă vi s-a părut cel mai puternic? Sus, Steaua. A venit la Ploiești. S-au întâmplat această care toți urmă lucrători. Smokers, Boldeștina. S-au întâmplat această care toți lucrătorii mei care ne urmăresc, îți dai seama. Să fie sănătoși, am ceva pe de la Ploiești mai ales ne urmărește. Băiatul lui care e cu porcii cu asta. Cu ce e? Cu oaia? Cu ce e? Cine e mai huligan după tine? Astra Ploiești sau Feciul Unești? Asta e bună întrebare, da. Astra. Cea mai grea? Cea mai grea? Coreografie realizată în deplasare. Asta de la Feciul se vede acum? N-am intrat, eu n-am fost pe stadion, nu pot, pot să-mi dau cu părere. Cam asta să fie, cam. Da, cu FCSB-ul acum, da, a fost cam grea, că nu prea a ieșit cum a trebuit. Asta. Mai a fost și o dată pe Giulești, ne-a primit. Eram cu Șoșoi atunci. Nu ne-a primit cu Șoșoi pe Giulești. Dacă veniți cu dafel, nu se face. Dacă intram cu Șoșoi, era dezmăț. Îți dai seama. Ia uzi nas. Mamă, mamă. Nas, leșina dacă vedea Șoșoi. La finala Cupei atunci ce a fost? Că nu mai țin minte. Cu CFR-ul. A fost la finala Cupei, a fost unul care dădea startul. N-am făcut unul, că noi ne-am lucrat de organizare. N-a prea multă lume să face. Nu, de asta de acum, de la FCSB, parcă nu? Asta a fost la FCSB, a fost pe, mai cu cartoane. Așa, mai... Cu cartoane. Asta cred că a fost. Cu... Nu mai spun cu ce. Nu, a zis de deplasare. De deplasare, nu, a zis de deplasare, nu acasă. Nu. Nu de... Părere, captură bine la meciul Rapid Petrol de pe nu știu. Nu, nu, nu. Deci, și pe național. Nu ne interesează. Ce coreografie cu pânză și sau cartoane, ambele. De ce toți jandarii ne interzic mesajele în deplasare? Da, asta e o treabă cu mesajele. Am observat că în ultimul timp mesajele nu prea mai ne lasă pe stadioane și sunt ok făcute din punctul meu de vedere. Și acasă te mai arde. Da. Bă, că nu, că mi se pare mie. Că da, că mi se pare mie. Nu e, bă, frate, dacă nu e înjurătură, nu e xenofobie, nu e nimic, lasă-mă cu mesaj, că am scris și eu de Caterinca sau de ceva, lasă-mă cu mesajul, să intru. Acum depinde de observator, că observatorul stă... Nu-i da, mă rog, că observatorul nu vine să vadă ție mesajul. Decide jandarmul. La intrare. Nu, nu, nu decide. Nu decide. Stai dacă-l anunți. Dacă-l anunți. Nu, dacă nu-l anunți. Dacă nu-l anunți, nu ai voie să intri cu el. Păi da, dar nu poți să scrii și te iubesc. Dacă nu, da, pe... nu e regulă. Normal nu e în regulă, pentru că e libera exprimare, clar. Nu e ok. Dacă vii cu alea, cu flash-uri, cu boturi, cu alea, nu e ce trebuie. Dacă vii cu... Vii cu alea, cu așa, da, îți dai seama. Te pup, te pup, Duță, sănătate. Respect. Duță, un huligan bătrân. Foarte tare. A scris ceva, bătaia cu, din Spania. Și în Spania ce bătaia? A fost o vrăjeală. Păi de-aia nu mi-a mergit la național. Stăm și ne certăm între noi.
Lasă-l mă, Luci, pe gogoașă. Gata, e scris prea mult. Luci, nebunul. Ai văzut ce ți-a făcut ea la Sanox? Te-a prins. Cea mai bună brigadă din România. Nu vă comentez. Andy, să bă, stai un pic că verific imediat. Scuze 10 secunde. Băi, mai dați și voi un like omului ăsta, vă rog frumos. Stai că mi-a zis și cineva să văd dacă mă aminte sau nu. Ce este? Mi-a zis și eu. Da, bă. Ce? Băi, fraților, vă mulțumesc că s-a abonat multă lume la emisiunile cu interviul ăsta. Mulțumesc în special băieților de la Petrolul, că bănuiesc că ei au fost, sunt cei mai mulți abonați noi. Mersi frumos. Și rămâneți aici că... Părere Mimiu. Îl duc acum Mimiu, că nu acum mai este. Acum merge la Mimiu pe întunericul ăsta. Dacă îi pun și un parizer în brațe, chiar că nu mai este. Din Mimiu. Vreți să nu mă boteze ea primar pe acolo, ai grijă. E cartier, mă? Te punem în locul ăsta. Pușică. Cu cine? Cu aia, cu Coasta, cu cine să nu? Ia uși. Închidești tu ușa, că-i frică. Oxenfobie, vrăjelă, să ne oprească dreptul de exprimare. În mod normal, nu e ilegal. În mod normal, nu e ilegal să insulți, dar nu are să oprească dreptul de exprimare, corect. Normal. Acolo n-ai, nu poți să intri cu mesaj, cu să înjuri și alea. Clar. Clar. Aici nu, normal că nu te la, dar sunt unele mesaje care chiar n-au nicio treabă să nu te lase cu ele. Părere, aruncarea torțelor și fumigenelor în teren. Mie nu-mi place. Nu-mi place. Nu. Când arunci torțe și fumigene în teren, înseamnă că ai ceva cu conducerea clubului și ești în protest, părerea mea. Dar le arunci pe toate. Să știi o treabă. Le arunci o altă pe toate, ești în protest împotriva echipei, împotriva conducerii. Dar în rest, nu. Nu sunt de acord. Când ții de la Rapid a tăiat colțul unui mesaj și el care aniversarea cap și cicafo, dar n-a tăiat niciun colț de la niciun mesaj. Era mesaj și a rămas acolo, când stătea să păzim mesajul. Nu a fost absolut nimic. Ce înseamnă linia lui 40 din Ploiești? Autobuzul care merge în Bereasca. Ai înțeles? George Alex, vezi că nu te-am să... Te-ai certat vreodată cu sponsorul? Nu mă, cum să mă cer cu sponsorul niciodată. Și dacă mai ne-am certat, ne-am împăcat. Nu-i problemă. Fratele meu. Părere n-ai. N-ai Constantin, extraordinar, un antrenor deosebit, care este lângă noi și a ajutat foarte mult echipa și chiar nu mă așteptam să... un caracter foarte mare. Cătălin, fătul de la Fervență, nu eu nu știu cine. Sau poate și după al nume. Da. Păi tu, mă, că aruncat, s-a aruncat o... S-a aruncat tot un flash de la, s-a aruncat, nu s-a aruncat frecvent, nu s-a aruncat frecvent de la noi. S-a aruncat decât o... Părere Budescu. Respect Budescu. Caterinc. Îi place și lui Parizerul. Și nu numai de... Ați fost atacat la meci cu Timișoara sau voi ați pornit conflictul? Bă, dacă nu jumătate de interviu, mai de Timișoara au vorbit așa. Timișoara cu mult în centru la noi și acolo, când s-a închis nocturna, a fost fericirea noastră. Mai departe, ce pot să zic? E frumos cu nocturna. Oricum să dărâmă stadionul ăsta, a dărâmat și așa, era dărâmat stadionul. E urât totuși că s-a închis acolo. Ce? La Timișoara. Da, e... Da. Fotbalul în general. Fotbalul în general, da. Erau pe fenomen Timișoara, erau pe coreografii, pe când a jucat cu Partizan Belgrad, când a jucat în cupă. O, Tibi, de la Pețolu, să trăiești, Tibi, roacherul.
Era stadionul Prinț, zic, era la Timișoara. A fost, înainte era. De ce să nu? Respect, salut. Părere Jeffrey. Dacă e Jeffrey de la district, tot respectul din partea mea. Tu știi pe Jeffrey? Nu. Nu știu, nu știu pe toți. Din vedere știu, dar după lume nu știu pe toți. Dacă e băiat ce trebuie, dacă nu, tu zici... Jeffrey chiar e ce trebuie. Sunt liber. Cum adică nu e cazul în zi de meci? Deci când e cazul? Cea mai bună deplasare în ultimii ani. Trebuie să mă gândesc că am avut interdicții. Deci, nu știu, deplasare, de cele mai frumoase deplasări sunt cu Steaua, cu Craiova, cu Rapid, cele mai tari deplasări. De unde rivalitate? Unde nu e? Normal, de rivalitate ce? Părere Napoli. Ce să zic? Antrenorul sau orașul sau echipa? Țin cu Salernitana. Suntem împotriva lui Napoli. Deci la meciul cu Timișoara ataca fără să fiți provocați. Mamă, după ce cu treaba asta? Bă, voi nu înțelegeți că la Timișoara, noi n-am avut nicio treabă cu Timișoara niciodată. Timișoara a venit cu T2 Rapid, cu CDI-ul și au coborât pe aici pe ploi, s-au făcut mai mulți răli pe aici, pe centrul orașului. Noi n-am avut nicio treabă, noi n-am participat la treaba asta. Și nu mi s-a părut ok și au coborât că sunt Timișoara. Și noi, na. Doar Poli Timișoara, părere Mititelu. Numărul 1. Vrem bere pe stadion și porcheta. Borghetti. Porcheta, da, e bine aia. Lupila. Steaua. Ce consideră cu Steaua, bineînțeles. Dar vrea pe Mititelu la Petrolul? Dacă vine cu Răzvan la pachet. Spuneți, captura UGG, ultra. Te pup, salut, Robert. O vorbim numai de Timișoara. Păi dacă nu mai ai întrebări, lasă-mi, le-a spus. Ce se vorbim? Petrolul ăsta de Polonia. De când a început rivalitatea cu Cluj. Noi nu avem rivalitate, noi pe Rezantei nu avem rivalitate cu Cluj. Doar că sunt înfrățiți cu Dinamo și acolo e rivalitatea. Dacă vin împreună, îți dai seama că... Da, merg la meciul la Salernitana. Sunt semne de redresare, da. Cât de cât. Nu vorbesc de captura, aia a fost o... Nu eram în țară. Nor Craiova. Da, a rămas rival cu Timișoara, da. Da, a rămas rival cu Timișoara. Pentru că sunt frățiți cu T2 care suntem rivali. Părere Poli Petrolul cupă Târgu Jiu. A fost un meci extraordinar. I-am bătut pe Poli cu 3-2. Era Hagi antrenor și la noi... Mama, cum... Era Hagi și la noi era unul, dar nu vreau să-ți dau numele. Că e stelist, trebuie să duce la emisiune cu ăsta, cu... Cum îl cheamă? Nu mai dau nume. Era antrenor Răchită. Răchită e prieten cu Mustață, acum sunt amândoi. Povestesc când a dat foc ăia. Fără nicio caterică, nu era petrolizar vostru? Bă, dar Răchită era petrolist, dar am văzut că la toate emisiunile ăsta vorbește cu Mustață, că el a fost marele nu știu ce, că a fost treaba lui. Da, nu știu. Intră austrian în huligan, să stai ăla din Mihai Bravo. Ăsta e ăla din Mihai Bravo, intră austrian. Ăla, prietenul din Mihai Bravo, ăla vechi, care stă la tribuna a doua. Pune în ordine. Pune în ordine. Următoare cuvinte.
Hooligans, Petrolul, România. A, tu le zici, da. Păi asta e. Nu? Hooligans, Petrolul, România. Hooligans, da, și Peluza. Deci brigada... Da, Hooligans, echipa... Hooligans, Petrolul, România, Peluza. Da, acum am văzut și eu. Părere fratele lui Șchiopu, Horia Ivan. Nu știu. Când o fi ăla fratele meu să moară, doi pauă. Ba da, avem frății cu viteze. Răutăți. Gencu e, sunt înfrățiți cu Peluza Latină, Gencu, și noi cu Salernitana și cu viteze. Ba, nu, Salernitana și cu viteze, cu noi cu Peluza Antei și Gencu cu Peluza Latină. Ce steag? Nu am înțeles cu steagul. Întrebarea cu steagul. Nu am pierdut steagul. N-am mai să pierd steagul. Pentru tine care creva. N-am spus odată. Ce se întâmplă cu la Tovle? Ce a plecat la Timișoara? Ce să fac? A luat trenul invers. Păi? Dragoș, mă chitesc că dacă mai este în fenomen. Este în fenomen, da. Este la momentul de față Dinamo cu Inter cea mai tare frăție? Normal. Acolo Inter cu poliția, Dinamo cu poliția. Nu știu cum s-au nimerit. Ce concluzie a tras tu stai pe... Nu cu securitate. Inter nu e cu securitate. Cum a fost deplasarea la Zagreb? Păi, de capul meu. De la Zagreb. La Zagreb a intrat prietenul nostru, fratele nostru, a intrat, nu-i dau nume, avea hanorac cu ACAB și l-a arestat. A fost arestat. Și i-am plătit cauțiunea ca să puteți să plecăm acasă. A fost foarte aiurea la Zagreb. Auzi, mă, că belgenii sunt înfrățiți cu Knot. Da. Cu Peluza Latina. Am înțeles cu Knot, da. Te pup, China. O legătură cu Flacăra Moreni? Da. De ce ai primit ultima dată în televiție? Mai am spus o dată. Frăție cu Cluj, Ploiești, Craiova. Da, așa este. Ce mai tare frăție. Din sud-estul Europei. Dar nu văd că sunt foarte multe. Cristiane, te mănâncă? Da. Și Ginersul și toată lumea. Băieți ăștia, familia cu tare, să vă văd pe linia lui 40 de zi cu oamenii ăștia. Ți-a spart casă. Ai rupt podul la Dej. Ce dracu scriu oamenii ăștia? La Dej? La Dej, ne-am dus la Dej, plecat vreo patru mașini și am deviat pe un drum de ăla, nu știu, și era niște bărți de ăla. Și aia facem toți poză pe un poză de lemn de ăsta vechi. Și a sărit pe el și le-a luat și era să pice și a dus în apă. La Dej. Toni Popescu. Ce e Toni Popescu? Fără Robi și sponsorul ar mai exista pe Roza I Ioan. Trebuie să existe. Că nu suntem nemuritori. Gol cremonezi. Mamă, tare asta. Bravo, tata. Bravo, mă, băi. A dat cremonezi de gol. Gata, frate. Gata, măi, a bătut. Mai gata. Stăm? Mai nu, stăm? Frate, nu mai stăm. Bravo, cu metri. Cine joacă cremonezi? Da? A, cu Milan joacă? Da, cu Milan. A, gata, bă. Gata, internă ăsta e. Ce trebuie? Stai, dumne, să vedem aici, să confirmăm că a dat gol cremonezi. Nu ne jucăm de cât timp sunt peluză? Ferească, Dumnezeu. Dă-mi copil de la 15 ani, sunt în peluză. Băi, are dreptate, omul a dat gol cremonezi. Fervent și iaurt. Frăție cu oțel. Este un lider învechit, Elias. Nu știu, nu pot să vorbesc. Pentru că dacă îmi dă două apartamente.
Părere frații Bebeto. Respect. Și Bebeto și Ionuț. Eu spălăria. Ați sperat în returul de la Swansea? Niciodată. Nu să sperăm încă ce e. Am prins Swansea cea mai bună echipă. Îmi dea brânză. Puși, e 5 milioane, te rog. Ce brânză, mă? Deplasare Măneciu. Ce poți să zici? N-am fost la Măneciu, la deplasare, că aveam piciorul rupt, că m-a bătut garda și mi-a rupt piciorul. Și eram, m-am operat la Floreasca. Domnule? Da. Costeară înainte m-a bătut garda și mi-a rupt piciorul. Și am fost în judecată cu ei. Și voi v-ați dus la Măneciu și v-ați bătut cu garda. N-ați văzut ce forțe de ordine, era în Liga 5, adică că joacă Legia Varșovia cu Dinamo Moscova. Era acolo. Naționala României, nu știu, nu mă interesează. Dacă. Salut, Barbore, te pup. Barbone, ce trebuie? Barbone, dai ce trebuie. Au fost altercații cu croații în 2014. Au venit croații, i-au luat jandarmii și i-a dus la Compet. E un stadion acea străjnic. I-a dus acolo, i-au îngrădit acolo, n-am putut să dăm ochii cu ei. Este vreo două microbuze. N-am putut să-i vedem. Ne-am dus acolo măcar să-i vedem. N-am putut. Nu a fost. I-a luat. Nu i-a lăsat. De ce i-a lăsat? Pentru că nu a vrut să-i lase. Pentru că era la Manici ăla sau era președinte. A, Mamici. Mamici și n-a vrut să le dea bilete. Și ei au făcut deplasarea și jandarmii de la noi nu i-au lăsat să stea în oraș. La niciun bar, nimic. I-au dus acolo. Le-au organizat acolo. Le-a pus cu să bea o bere. Dar la Mamici au fost? Nu mai omule, i-au dus în afara Ploieștiului. Nu, i-au luat, nu i-au lăsat să intre în oraș. I-au luat și i-au dus la Străjnic. Străjnic e lângă Ploiești, da. Înțelegi? Și a ținut acolo pe stadion, dar nu i-am văzut, ne-a dus să-i vedem și noi. Nu aveai cum să intri pe la... Și am plecat, am trecut cu mașina și era păzit și strada și stadion. Nu aveai cum să ajungi acolo. Nu aveai cum să-i vezi. Vreau și noi să-i vedem, să vedem dacă putem să ne pun cu ei. Și când am fost la ei, M-am dus la ei, la pub. Și a zis că nu are rivalitate cu echipele din România. A zis. Era unul mare, nu mai se termina. Și că nu am rivalitate. Fenomenul în creștere, nu. Cu ăla cu șapcă, nu, mâine. Nu m-am întâlnit, bă, Firar, mă, s-a dragul că... Ce părere... Ce părere ai despre captura peluzei la tine cu pulzi? Foarte bună. Cel mai tare ultra. Ai vrea tu? Cel mai tare ultra din Ploiești, ăla cu șapcă, de ăla. Păi nu știu. N-are cum. Sau bani mulți. Dar nici față de Ploiești, dar văd, dar povestește despre captura de la... Despre captura de la Victoria Pulze. N-am ce să povestesc, s-a furat aici. S-a capturat aici, steagul. Ce prigion. Asta e Monaco. Cât costă ceasul? L-am câștigat la pufuleții. Și că mi-a furat bicicleta, asta a fost cea mai tare cu bicicleta. Și că te urmărit de când mi-a furat bicicleta. De bicicleta, nu? Da. Un club bun în Ploiești. Asta m-a întrebat și Răzvan. Sky. Un mesaj care mi-a rămas în minte. Cu Licuricii. Cu Licuricii. Nu știu ce a făcut, Steaua sau Dinamo. Dacă în Giulești. Dacă Păduc erau Licurici, Giuleștiul era Las Vegas. Ăla mi s-a părut cel mai tare. Cel mai tare. Ia uzi nas. Sau cred că... Faci baie în corona? Te-ai pus corona în cadă? Nasul așa sensibil e? Da. Face numai în corona face baie. Ceva? Da. Păi sunt filmări cu fanii lui Zagre pe stadion. Nu există. Filmări cu fanii lui Zagre pe stadion. Din conducere. Că erau câțiva din conducere. Dar n-avea nicio treabă. Auzi că Dinamo l-a făcut pe la Colicurici. Dinamo l-a făcut tare. Bun. Bun ăla.
Ăla mi-a rămas cel mai bine în cap. Ce părere ai despre oamenii care vină? Pentru că este și nu cântă. Bă, e bună asta, e bună întrebare. Bună întrebare asta. Ce părere am? Ori... Bună. Ori sunt pe mentalitate, ori să mute la tribuna a doua. Dacă pot duchi, așa, a început cu fosoră, ierte, cu fătul ochi. Dacă pot, nu mai știm că îi dă mult mesajul, dar acum 10 ani, cred. Nu, mai mult. Mai mult e? Le-a făcut ele după ce mai a dat două apartamente. Asfaltul a plecat de la Ploiești. Normal că vine foarte mulți tineri. Nu v-am spus, Ian Huligasu, sunt 50 de băieți. Un autocar tot timpul, la fiecare meci, de plasare. Da, deci vin băieții... Părerea mea că Ian Huligasu sunt cei mai buni din țară la ora actuală. Mă refer pe juniori. Nu știu de la... De la Steaua. Ca număr sunt cei mai mulți. O generație bună care vine din spate puternic. Dar să țină de meciuri, să vină la meciuri. Că văd că în ultimul timp câțiva din ei mai vechi nu prea mai vin la meciuri. Auzi că rivalul vine pe Dinamo înapoi în Liga 3? Normal, 100% vreau pe Dinamo. 100% nu există. Dinamo să vină în Liga 3, neapărat. Cu cine mai ne certăm și noi? Cum poți să ajungi în galerie? Cu scara. Tari. Dintre adversarii din străinătate care au fost la Ploiești, care ți-au părut tari pe fenomen? Și cine a fost la Ploiești? Am jucat cu nimeni. Au fost că cei care au venit ăia plătiți de mamici pe stadion. Nu galerie adevărată cu croace. Păi da, dar erau din club. Înțelegi? Aha. Erau din club ăia. Nu era galerie, nu erau. Nu știu, 5, 10, 5 câte erau. Nu era... Unde este galeria Petrului la Mijucu? India? Noi stăm la peluza noastră, va fi peluzele deschise, tribuna, și India va sta la Techirghiu, la tribuna întâi. La extremă. Știu, pe Elveția, România, se aude ceva? Vorbim pe live următor, Beri. Dinamo, dar nu cred că facem charter, că e greu. Vechimea frății cu oțel. Mulți ani. Nu știu exact. Dacă avem șanse la anul play-off, să dea Dumnezeu. Au fost ceva suporte de la Soensi la Ploiești? Nu mai mi-au aminte. Dacă au fost. Parcă au fost. Cine a scris mesajul Cătălin Soldan? A fost ăla. A trecut. A fost răutăcios. Din răutate, de nervi. S-a scris de nervi. Nu are nimeni legătură cu... Să vă spun asta, să vă dezvințez, dar nu are nimeni legătură cu chestia. Dumnezeu să-l ierte, nu are nicio legătură. Era de nervi și pentru băieții de acolo. Că au făcut ce au făcut. Au venit la Ploiești pe la 3 dimineața cu plântișoare, cu alte ale. Când se fac chei, atunci mai ți-o iei și pe altă parte. Când faci chei. Ai fost în deplasare de acum mulți ani de la Craiova când au atacat autocarul? Cum să nu? Am fost în autocar. Ne-a spart două autocare. Craiova. Cu pietrele atunci. Cu pietrele. Și am coborât la ei. Am coborât la ei. Ți-mi minte perfect. La Severin parcă. La Severin, da. Și ați dat cu pietre din parcare. N-ați dat că eu n-am participat la aici. I-a rupt clavicula lui șofer. I-a pus pe șofer că leșinează șoferul. I-a pus să conducă, să-i dea mai tare. Jandarmeria a fugit. Jandarmeria a fugit primii, a fugit. Trebuia să conduci tu. Păi nu, cam cu el ținea pe șofer și el conducea pe bune. Ce s-a întâmplat? Dacă am coborât, ne-am bătut cu primii din față, i-am ars pe primii din față, deci nu era niciun punct. Decât tort, decât geamurile sparte și s-au aruncat două torțe în autobuz, noi am dat doi pumni, s-a dat
Și pe urmă șoferul era săracul cu clavicula ruptă, era terminat jandarmeria, nicio jandarmerie a fugit de mult la stadion. Înțelegi? Dar unde a fost atacul mai exact? Atacul mai exact până în Severin era o pădurice de asta. Nu era restaurant, nu, era o pădurice. Deci în apropiere de Severin. În apropiere de Severin undeva la vreo... Nu la Craiova a fost. Nu, a fost la Severin la vreo 20 de kilometri de Severin. Cam așa ceva. Înțelegi? Și a spart... Unde s-a coborât? Am fugit ca iepuri. Pe cuvântul tău de onoare, îmi dau cuvântul meu de onoare că am coborât eu și cu fratele meu, Cepturean, care în Anglia, am coborât, mi-a rupt blugii după mine. Îți spun, pe bune, lasă vrăjeala, că eu vorbesc adevărat, că mi-a rupt blugii după mine și pe primii care erați în față unul cu o șipcă de aia, le-am ars. Și după aia, normal că ne-am tirat înapoi la autocare. Pe noi eram 60 de inși și voi erați 3-400 de inși. Erați. Și ne-ați bubuit, a spart tot autocarul. Am venit acasă, am plătit 2000 de euro, am plătit licențele la autocare să le facem. Aia e, nu-i problema. A fost tare cu pietre. De ce nu recunoști? Fii vagabond și recunoaște. Și spune adevărul, cum s-a întâmplat. Au luat că... Nu cu mine vorbești. Nu, vorbeam cu cine a scris mesajul. Uh-huh. Ce treabă ai tu? Dacă n-a fost acolo, că eu spuneam, hau, bau, ai ieșit, n-ai ieșit. Dar nu mai știu în ce an a fost, acum cât timp. Nu, era în cupă. Nu. Nu, în cupă. În cupă era meciul. Și atunci în cupă cu ei. Nu știu unde era Craiova. Nu. Zici tu? Nu știu. Noi eram în divizia A. Așa nu. Mult? Să fie de atunci? Povestea cu barul din Craiova. Așa veche să fie, mă? 10 ani? Reveniți cândva la Național la meciuri? Nu, nu. Până nu se face pact să ne întâlnim cu toții, să stăm de vorbă, nu o să revenim niciodată. Când va veni toate brigăzile din țară care înseamnă ceva pentru peluzele lor, și vom sta de vorbă și se va face un pact, atunci cred că putem să venim la Național, să fim cu toții forță. Până atunci nu, n-am ce să caut la Național. Noi pe Luzantul nu venim la nici meci. Ne interesează. Că dacă tot zice Dinamo că cu Cătălin Hârdan, de ce au venit la meciul Național să ne caute? După faza cu Clinceni. Unde era Bagabonțeala? Unde e unitatea? La meciul României. Care a jucat, nu știu cu cine a jucat România, mă, eu barna fiind mult. Unde? Pe Arena Națională. Nu? După meciul cu Clinceni, România a avut meci și Dinamo a venit să ne caute. Nu pe Giulești, a fost pe Giulești. Cu cine s-au bătut? Cu cine a jucat? Cu Belarus, pe Național Arena. Unde s-au bătut Dinamo Viști? Unde s-au bătut? Cu cine? Cu Bosnia, pe Giulești a fost. Bosnia, pe Giulești. Și au venit mulți, au venit pentru noi, normal. Păi au venit să ne caute pe noi. După meciul cu Clinceni a fost. Pe unde e unitatea? Și nu mai vorbiți de unitate, că nu există. Dacă vii să mă cauți, mă cauți în altă parte, nu mă cauți la meciul Național. Noi nu venim și punct. Da, pe Giulești am văzut. Nu au venit să se ne caute, au venit direct pe bătaie în stadion la noi. Uite. Okay. Să văd că la meciul am fost și eu. A venit, mă, s-a dus la peluza la tine și a întrebat unde suntem noi. Cum să nu fie? Nu zic că nu, dar... Păi interesează-te să vezi. Eu știu varianta altfel, dacă la ea despre ea e vorba. Ce variant? Că ar fi venit cineva de la voi și le-ar fi dat niște gesturi, dar niște... Nu e adevărat. Nu, a fost treaba cu Clinceniu. A fost treaba cu Clinceniu. La meciul cu Bosnia. Tot, hai las vorbim după aia. A fost la treaba cu Clinceniu și după aia a venit, nu știu. Are voia, da, e adevărat. Da, uite, varianta lor e alta față de ce știam noi. Nu, s-a dus la tine și a întrebat unde dă-ni pe aia de la Hooligan, de la Petrol.
Ne vrea pe unde sunt ăia, unde sunt ăia. Toți țipau unde și a zis Latina că n-are nicio treabă. Că ei sunt cu România. 2013, a? Meciul ăla. Dacă ești om de cuvânt, cum zici, povestește cum a fost la Clinceni. N-am cum să-ți povestesc Sudul Liber. N-am cum să-ți povestesc. Sudul Liber de la Dinamo, sigur. Da? Da. Dacă ai fost acolo, știi ce s-a întâmplat. Că sunt corect. N-ai alergat, nu se vede pe filmare. Și voi că ați venit la Națională, cum a fost? După noi ați venit, știu 100%. Dar când i-ați bătut pe aia de la Dinamo, la Ploiești, din față la Casino, păi da, ne-a făcut cheie la 3 dimineața, veneam de la Târgu Jiu. Și au venit băieții vreo 30 de inși, cu de toate. Și noi eram decât 8 inși, atâta erau. Toți câinii, toți de la, nu știu, cred că era pe CH-ul. Șerpi, sau nu știu cine e, ce brigăte. Șerpi și cu încă altă brigată. Șerpi erau acum 100 de ani. Păi atunci s-a întâmplat. Ce veche poveste. Păi altfel nu vorbeam. E de mult, da, de 10 ani, nu știu. La Târgu Jiu, am întors la Târgu Jiu. Oh, deci e veche și asta. Da. Nu știu dacă e bine să dezgropăm chestiile astea, că nu câștigă nimeni nimic. Dacă este așa mare rivalitate nu, între... Nu, cu oamenii vorbeam. Ce nu vorbim dacă le întoarcem în parte? De ce nu se organizează? Nu, eu nu noi nu organizăm niciodată nimica. Nu există de organizare. Noi nu facem de-astea. Ce trebuie să organizez, domnule? Nu vezi ce zice, să organizez, nu știu păi ce. Nu știu cine zice. Ăsta, uite, Denis, 1947, zice că organizăm, noi nu facem organizări, mă, frate, noi nu organizăm nimic. Fight-uri. Noi nu organizăm fight-uri, Peruzante nu organizează fight-uri. Dacă ne-am întâlnit pe stradă să bem o bere, cu mare drag, sănătate. Părere Zoro, respect Zoro. De ce? Aveai capul turtit mai de mult? De ce aveai capul turtit mai de mult? Nu știu la ce se referă. De emoții, probabil. Zoro, brigada veche. Să fie sănătos. Respect. Dacă sunteți și eu, când vă așteptăm pe 15 la frații voștri. Normal că venim. Nu o să încioc când frate. Venim la meci. Care cu Dinamo. Avem două meciuri și cu Oțelul. Normal că venim. Știam că o să ne invitați să venim. O, voi ați bătut-o. A zis cineva că a bătut pe cineva, mă. Noi am spus adevărul. Păi m-au terminat ăștia cu bătăile, bă, că de-a începutul nu mai bătăi visează, bă. Și vorbiți mulți care n-aveți nicio treabă, vorbiți. Măzlină e plecat. Păi, da, Andrei, cum ești pe Only. Ne vedem la bere, la Galați. Sudul Liber, bravo, o bere, bem o bere, cu mare drag. Te pup, să fii sănătos. Spune despre faza când s-a bătut, nu există, asta e vrăjeală, minciună, nu există. Adevărul ți l-am spus eu. Nu știu ce a făcut Steaua cu Oțelul. Nu vreau să comentez. Dacă cine știe, eu știu mai bine cine a venit la berărie acolo după ei. Deci n-are rost să intrăm în amănunte. Ce s-a întâmplat cu cei de la Latină, de ce n-am, nu știu. Habar n-am. Întrebați-i pe ei, pe Latină. Mai pericol e vorba asta. Păi voi vorbiți de bătăi, noi nu vorbim de bătăi.
Pizza District. Da, mă, te zic, de unde și până unde? Băia super. Boala ta pe T2. Pentru că ați coborât în oraș cu Timișorenii, la noi, în centru. Și pe T2, de unde am boală, la nu știu ce meci, a vrut să bage cineva mâna în steagul de la Ian Culigas. Noroc că am fost atenți. Uite, vezi că vorbim și de adevăr. A venit Mișelește, bam, bam, bam. Unul negru, un tuciuriu, la T2. La Craiova, cu alea două mașini. Spune-ne și nouă, cu filajul de la Craiova, la codre mașinale voastre, imagine, și știi ce zic? Băiatul vostru, Craiova, care făcea filaj de nu știu. Știu eu. De la tine la peluză. Să chem și la tine la interviu. Ce s-a întâmplat de sau răci relațiile? De ce să știm noi frați cu Dinamo? Nu există. Frăție. A spus acum 114. Și ar dori Dinamo să fie frați cu noi. Și ar dori, dar n-are cum. Să-i vadă de treaba lor. Mai am întâlnit și cu Craiova. Să ia, să zi, domnule de la Sud, nu-ți dau numele. Mai ții minte la gara de Sud? Când erați în gară, unii, o parte la secție și o parte m-am luat steagurile. O japoneză m-am luat. Cu Craiova. Dau ce aminte? Japoneza cu Craiova. Era prietenul care m-a salutat mai devreme. Normal. Cine? E, cine? Soacră mea. Cum? Când eram acum 15 ani, nu știu cât e. Dacă tot vorbești. Cum? Nu am luat odaia, o japoneză? Ai exact pe loc. La Sud, la gara de Sud. Voi jumate erați în secție, jumate și după aia v-ați dus la Uzuc. V-a băgat nu știu pe unde. Până. Cum? Craiova. Cum? Jucați, nu știu unde jucați. Nu știu unde ați coborât la Ploiești, într-o dimineață, pe la 6 dimineața. Nu știu unde ați avut meci. Nu zic că nu e, da. Deci era jumate la secție. Jumate, erați vreo... E un Ploiești la secție? La TF, erați. La TF, era 6 dimineața. 6-7 dimineața. Și alții care erau ungari. 10-15 băieți. Și vreo 20 ceva de băieți erau pe secție. Dar nu știu dacă plec, mai știu unde e, că e de mult. Făceați la, dar nu știu, pe partea asta, pe Moldova. Plecați la un meci, voi. Păi de ce s-au oprit în Ploiești? Nu știu, nu mai știu. 4 lei de bucheni, cartofi. Abuzău, nu? Cum ce da, vă spun sigur, ce n-ai. Mă rog. La Buzău cu trenul? Da, mă, la Buzău cu trenul. Voi erați. Erați cu toții. Nu exista nord, sud, nu exista. Nu eram cu sud, nu era. Pe noi la Buzău am jucat o singură dată. La cu Brăneștiu. Nu exista Latina, Peluza întâi. Păi da. Eram cu toții. Nu, noi am fost cu mașina atunci. Erați toți împreună. 100%. Îmi spun eu că a venit cu trenul, eram cu toți. Nu exista Latină, nu exista Peluza întâi. Era pe metrou, cum erau galeriile înainte toți, înțelegi? Mai jos. Noi am fost cu mașina atunci, tu sigur că la... Nu, a scoborât, Dacă am fost cu mașina, unde am coborât? Mașina a coborât. În gara de Sud ești nebun? În gara de Sud era la 6 dimineața, nu vreau să dau, așa cineva de la... A fost pe zi, într-adevăr. Cineva de la Latina, de la Agnot, așa s-a dus la 6 dimineața acolo și era Craiova, ce naibii. El a stat după voi. Păi, s-a luat o de-asta zi, o japoneză, atât. Cum să nu?
Dar nu mai știu, e chestie de mult. Că cu trenul pe la gara de vest, pe la gara de sud, ai văzut că a zis și băieții de la Steaua că era cam greu. Era ușor, dar era... la niciodată de la Buzău. Eu spun adevărul. Din București am plecat cu mașină, 100% spun garantat. Păi fi plecat tu cu mașină, dar a fost... A fost... Toți de la București. Deci mi-a scris pe aia de la Craiova. Poftim? La Iași, uite, vezi? Se vorbește aici. Ce la Iași ori la Buzău. Păi nu știu măcar la ce meci. Acum, nu știu, Răzvane, la ce meci. Nu știu. Doar că știu că voi veneați, am să gup în Ploiești. Nu știu. Sincer. Am trecut de 10 de ori, de ori. Și cu trenul și cu mașina, adevărat. În ultimul timp n-ați trecut prin Ploiești. Acum unde mai? Aveau la Bacău, dacă nu mă înșel. Și era vreo 7 dimineața. Undeva Moldova, nu aproape de Buzău. Uite. La Bacău am fost cu trenul pe sud, într-adevăr. Atunci am fost și un trenul ăla. Păi. Dar n-a fost trenul la 6 dimineața în gara de Ploiești niciodată. Băiatul ăsta de la Gnot, care a fost acolo, el va tot. Așa, până am venit noi toți. El a stat pază. 100% a stat. Și erați... Cred că mai repede Iașu, cum a zis el. Și erați, erați în secție, vreo 20 și vreo 15. Era... Am băut o bere, la două Iași. Și s-a luat o japoneză. Și atâta s-a întâmplat. La Iași, domne. Păi, nu știu ce, nu știu, nu pot să zic. A, las că spun eu și nu a venit cu microbuz. Las că știu eu mai bine. Păi cum ai venit cu microbuz? N-ai venit de la București la Iași. Și mie, bărbosul. Ferească Dumnezeu. Păi cum acum iei foc? De ce nu? Te faci că nu știi? Păi dacă n-am fost acolo, vrei să te mii că am fost acolo? Păi tu ce ai fost până la urmă? Cu microbuzul la Iași, de două ori, cu trenul la Iași n-am fost niciodată. Păi înseamnă că au fost ăștia, au venit. Aia e ceva. Dacă cred că la meciul de la Iași. Dacă tot o dă băiatul așa, îi spun eu lui băiatul ăla. Spune, domnule, ce vrei. Ai tu treabă. Acum tu ești... Fără să vrei, băgat. Și dacă eram acolo, nu spuneam că am fost ce mă. Și ce dacă ai fost? Foarte bine, nu trebuia să fii? Ți-am spus că aveai palizări bun la gara la... Nu, dar trebuia să fii acolo. Vezi ce vrei mai mult decât la... Dosar cel mai duce caracter. Respect, dosar. Vecchio, Giorgio Vecchio. De sezloane, nu știu. Dacă tu nu ne alegi, măcar dacă luam eu. Luați, frate, ce vreți. Vin suporte la aer, mă aștept normal că venim. De ce nu vine peluza la tine, înapoi în peluza? Nu știu, întrebați-i pe ei. M-a ține bunit. Volibilitatea e aprinsă cu Astra, da, normal. Mergem acum la ei pe stadion. Să ducem fierul. Să luăm fierul vechi. Nu m-a luat somnul, George, că stai liniștit. Galeria Părinților, la niciun domeniu. Nu cred că putem cumpăra. Asta e părerea ta. Are... Cine, domnule? Asta e părerea ta, spun 100%. Suntem peste ambele peluze, peste. Peste, 100%. Ambele peluze suntem peste. Cu sezonul nu s-au făcut. Nu știu. Nu s-au făcut legumele băgați la fier. La Piatra Neamț. Făcut la Peza Latină în ultimii lor ani. Prima ligă când a avut deplasare la Piatra Neamț. Au circulat pozele pe un forum vechi cu ei la sezon. Nu știu. Nu știu. Abar n-am. Că avem muncitori la blocuri, la cartierele. La cartierele voastre. Păi voi nu mai ați fost acum un an. Voi nu mai erați. Erați câțiva. Cine, domnule?
Nu, tu vorbesc de Dinamo, zic. V-ați revenit acum, în ultimele meciuri. Dar oricum, dacă excludem pe ăștia care vin pentru voi din țară, sunteți 50 de înși. Ardeal, la voi Ardealul e forță care vin. Și care vin, bagabonți, vine sudul Dinamo, o ia-ți bagabonți. Aia, tu vorbești, bineînțeles, tu, ca să dai foc ăsta de la Craiova. N-am ce să-și cer ție. Te las în pace, nu prea vreau să te bag în seamă. Uita, frate, am uitat. Am uitat, da, pe veneați, pe noi, normal. Da, mă, dar noi suntem, voi sunteți cei mai tari din țară. Păi sunt cei mai tari, sunt cei mai tari la ora actuală, nu sunt cei mai tari la ora actuală. Sudul Steaua, la cine e? Pe CH-ul? Normal că e. Sunt mult mai organizați. Pe CH-ul a rămas în urmă mult, nu mai vorbiți voi. Unde dădea pe CH-ul lecții de ultraserie? Când? Era mic, da. A fost odată. Voi vorbiți din istorie. Vorbiți acum. De ce nu vorbiți acum? În afară de sud, Dinamo nu vorbesc. Care ei au rămas pe baricade. Și sunt vagabonți. 100%. Păi da. Și când ați făcut voi lecții de ultraserie, când cântați la politic. Când erați cu politica. Voi vorbiți de cartofi. Spuneți mie de cartofi, păi voi faceți blocuri, voi aveți mici la obor, despre ce vorbim? Haide că nu e chiar așa. Nu mai o ardeți așa. De ce fugiați la mașină când a fugit? Ei n-a fost, nu știu. Cine zice? Dacă s-a dat focul ăla cu trenurile de atunci, de la Bacău, nu? Nu știu de la care s-a dat foc, dar filmulețe din Gara Craiova, că ne filează 10-5 la noi acasă și ei, de fapt, l-au pus pe unul de lor ploieștean stabilit în Craiova să filmeze, să se laude că ei ne filmează. Da, e un filmuleț când își bagă băiatul ăsta, își bagă un în geacă, își bagă un steag. Aha. Hai, îl am pe telefon, filmuleț, îl dau. Dar nu era nimeni. Nu era nimeni de la Ploiești. Cred că l-am văzut, dacă e vorba despre ăla. Care? Dar se filmează de sus și își bagă cineva un steag acolo. Ăla e, da. Dacă l-ai văzut. Care-i treaba? Cum a fost când ți-au descins jandarmeria în 2014? Cum să fie? Era nevastă mea gravidă, a intrat peste mine. Cum să fie? Pentru petrol. Nasol. Cum să fie? Eu fac, frate mici, cum să nu? La Mimi fac, nicio problemă. Cele mai tari peluze în perioada 2012-2015, ambele peluze au fost top pe coreografie și număr. Ce nu intră în top 6, sub Steaua, sub Uta, sub Craiova, sub Nor Rapid, sub Nor Craiova, sub ambele de la Petrol și sub Peluza Marine, de slabi, chiar și sub Galați. Despre cine vorba? Despre ce hași. Hai, nici chiar așa. Mă duc și până la toaletă. Deci chiar așa. Bă, dacă mai continuați cu astea, cu bătăi, cu injecții, cu alea, că noi trebuie să mai ajungem și pe acasă, știți ce zic? Închidem taraba și aia e. Dacă mai aveți și voi niște întrebări.
niște întrebări regulamentare bine. Dacă nu, ne șutim că mai avem și drum acasă. Despre relația dintre ei și peluța la tine, cred că au spus de 25 de ori în interviul ăsta. Rămâneți voi cu Robi să luați live-ul deschis? E bună și asta. Facem live de la Mimiu imediat, păi cum? Lasă văd dacă merg farurile la mașină, că am înțeles că pe acolo mai încep cu... Auzi că acolo nu e cu lumini cu astea. Păi, trașcule, să trăiești, tată, mersi frumos. Leacule, dacă îl înțeleg pe ăsta de satul mare, cred că îl ia capul. Leacu, mă, ăla mic de la... Nu, ăla de la Iut. Nu ai să vezi tu că fac eu vreodată live când conduc în viața vieților mele, stai liniștit. Nu, dacă începe ăștia iar cu bătăi și cu alea, că m-am plictisit deja de subiectul ăsta. Toată lumea bate pe toată lumea, e nenorocire, deci dacă mai aveți întrebări ca lumea... Nu mai vreau să vorbesc. Nu mai vorbesc. Și dacă dați like-uri bine, nu se bate nimeni cu nimeni, nu face nimeni first fight, nu mai vorbesc de bătaie. Gata. Nu se bate nimeni. Alea în continuare. Avem multe cânteci. Asta ar fi cum, avem melodii. Nu, Adriane, cu nu, băiatul ăla are treabă cu tine, e de la Satul Mare. Pita de la Salerno. Și mici de la Mimiu. Mamă, ce rețetă ai făcut? Grasul de la BGS, respect. Fratele nostru. Cine a mers la Roma? Tu, pe banii mei. Eu la Roma, pe banii tăi? Vis-a-vis de vlog-uri. Nu, cred că de cu Elia, cu alea, cred că e vorba. Păi da, tine a zis. Și am fost la Roma ultima oară acum 114 ani, așa că... Aveți două brigăți pierdute într-un an. North Lions și Utopia. CSU. CSU. Cum? Vlad Baltazar de la Rapid? A, Baltazar. Da, Baltazar a fost și la mine. Steaua de plasare preferată. Steaua, Dinamo, mai l-am spus. Am înțeles. Gogoșica înfuriată, a luat foc. Dar de ce nu spui, mă, de gara de sud? A? Că erai acolo. Era la miliție. De ce nu spui? De ce nu ești corect? De ce o dai mereu? O dai pe ocoli și fii pe față. Uite, deplasare de la Ucluș. Uite, ce rău. Uite, cel mai tare ligand la meci. Unde, că nu văd. Povestiți-o deplasare de la Ucluș. Păi ce să spun? O deplasare de la Ucluș? Când a fost la Ucluș ultima oară? Când
A, de bem în centru. Da, nu ce am fost ultima oară. Eram ăia trecut de la Uclupit ca să-ți dau. Deci eram 5-5, a venit și ne-a luat, până la urmă mascații, că nu mai a venit cu autocarul de la stadion. Noi n-am vrut să plecăm din centru, eram pe bordură, beam palincă. Era unul de la Cluj și era de la Palincă. Aha. Și eram vreo 5, am băut 2, 3, ăștia de la Cluj au trecut, până lângă noi, eram pe bordură. Am băut palincă, n-am intrat la meci, am stat și am băut și până au venit ăștia să ne ia cu autocarul. Frumos. A venit ăsta să mă ia. Hai, cu masca ne-a zis în autocar și am plecat la Cluj. Dar parcă nu mai era, că nu mai era așa important meciul. Nu mai știu cu... Nu era important, da. Prea era. Nu ne-a atacat pe noi, în centru. Îmi pare rău, eu n-am fost la Cluj. Pe cine a atacat la Cluj, nu ne-a atacat pe noi, Peruza întâi. A atacat pe Peruza la tine, dar după aia v-a făcut-o și ei, nu v-a lăsat. Vi-a dat-o după aia. Au venit cu Olteni, da. Nu, n-are legătură cicatricea cu meciul. De ce mă fac că nu știu despre captura UGG? Pentru că n-am capturat-o noi. De ce să vorbesc? Dar zi mă ce fac să fie la mulțumit. Bagă în ele, nu contează. Nu, bine. La cea mai tare deplasare la Cupa României, la finala Cupei României, 27.000 de oameni. Nu s-a deplasat nici atâta lume niciodată în România, dintr-un oraș în altul. Și pe 2 Craiova cu 22.000. Mai 24.000. 25.000, zice lumea atunci. 25.000? 26.711. 11.412. Nu, că au fost. Am fost la meci. Normal că ai fost, era curat să nu fii. Dar și noi am zis 27, că am luat 27. A fost mai mult voiatul cu CFR-ul. Păi noi am fost 27.000 biletele care le-am luat noi. Ce-a trecut pe noi. Nu mai vorbesc, că mai stau la... Am fost 30.000, 100% am fost 30.000. Dacă nu mai bine. A fost, tribuna a doua a fost plină și Peluza a fost plină. A fost plină. Da, tribuna a doua plină, full, și Peluza plină. Da. A fost cei mai mulți. Era normal să fie așa până la urmă, adică... Ați fost dacă ești minim... la mergea, era la fol. Ați fost minim 80.000. Cine a fost 80.000? Noi. Rapidiști, nu intră 1.000 pe stadion. Dată pe dracu pe Peruza la tine, 40-3. Ați fost în jur de 200-300.000. Cine, domnule? De noi, scrie de noi. Păi cum să nu fim la finala Cupei? Uite că e și Răzvan aici, să spun. Cum să nu fim la finala Cupei? Păi numai după imagini. Normal, în 2013-2014 a fost. Dar nu știu de unde e. Dar de unde ești ăsta, stil crocodil? De unde ești? De frăția cu Salernitana. Băi, mai spune o dată cum a început asta cu Salernitana. Nu le-am mai spus de două ori? Păi văd că oamenii intră mai târziu. Am fost la un meci cu Napoli, la Salernitana, cu un prieten de-al meu care a zis, hai să mergem la mine la Salernitana. Acolo băieții ne-au văzut că suntem noi între ei. Am întrebat dacă suntem de la Napoli, ne-au încercuit, am întrebat dacă suntem de la Napoli. Și așa am făcut legătură. I-am spus de unde sunt, uite așa, 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 am arătat niște poze și am rămas prieten cu ei. Și de acolo s-a legat, la ultimele meciuri, s-a legat frăția cu ei. MMS, o brigadă, cu Maniacsu și cu... Auzi, dar umblă vorba că Salernitana a contactat altă galerie din România înaintea voastră, e adevărat? Nu știu. Eu să-i întreb, fără că...
spune ce sau de pământări. Păi cine a contactat? Nu știu, tu vezi dacă e adevărat mai de. Nu știu dacă au fost refuzați, dar eu spun ce s-a aude, nu am vorbit eu cu Sărăința la Andesea. Ar fi culmea asta, că ar fi propozită să fie de la să vă dați credul de care de 6 ani nu mai prin la aici. Cine? Rapid? Fil crocodilă, că ar trebui să fie de la cineva face aici, de la Arăt. Păi n-au vinut acum. Ei, la noi? Uta, n-au fost? Anul la Chindia o vezi. Pe care? De ce nu spui care a fost prima galerie, care a fost invitat la Lenital? Păi spune și mie, că nu, uite, eu nu știu. Eu am intrat mai târziu și știu de galerie care a fost invitată să facă frăție cu ei, cu Salernitana. Și voi ați fost a doua variantă. Asta, asta e cea mai tare. Păi spune, spune cine, că eu abar n-am, chiar nu știu. Cine s-ar este Taur? Hăi, hăi! Aia, era cea mai tare șefă de galerie, de la Piatra Neazm, că îi bătea pe ea pe... Mamă, mamă. Unul la unul cu tine, da. Puneam banii pe ea să mă bată. Da, la fel, pe nimeni nu mă stăteam la discuții. Eu fugeam din prima, nimeni nu stăteam să vorbim, să mă văd. Fugeam, nu aveam treabă. Dar chiar nu știu, chiar vreau să-mi spun. Mutu e cel mai tare uligan. Dar zi mă, Răzvane, cine? Dacă ai zis că din tău, de ce nu spui? Păi dacă nu știu dacă e adevărat, ar vrea să spui. Da. Că aflu. Las că zic eu după aia. Nu că după aia cremăm aici una de a ajunge acasă la 7 dimineața și nu merge. Lasă-mă treacă, începe ăștia numai cu topoare. Cu, cu topoare, a zis. Prea mult așa. Vasale, nu s-au băgat în seamă, le-au făcut mesaj și după s-au dus acolo, la meci, au căutat înturași cu ei. Iar vorbești, vorbești iar prost, bă, vorbești fără rost, vorbești niște lucruri care nu sunt adevărate. Și nu-mi plac astea, vorbește pe față. Nu ce cine, cine? Ei, cine? Băiatul ăsta, uite. Nu-i dau numele, băiatul ăsta. Are rost să dau numele, că să termine emisiunea dacă începem cu... Nu are nicio legătură. Deci pur și simplu, pur și simplu ne-am dus la meci, la Salerno. Pur și simplu, am fost cu prietenul meu, hai să mergem la Salerno, la Salernitana, că e galerie tare, că să știe. De... Păi chiar e. Păi normal. Și așa am fost, nu că mi-a zis nu știu cine, că am făcut noi mes, n-a făcut nimeni niciun mesaj, n-a făcut nimic. După aceea am făcut într-adevăr mesaje, aia e, da, e corect. După aceea am făcut mesaje. După ce am fost acolo și ne-am prietenit cu ei, nu am făcut eu înainte mesaje pentru Salernitana. Milanezule, lasă ce cu mic. Lasă. Vorbești tu. De... Ia vezi că e de la Milan. Vezi că e de la Milan. Toți când am fost acum la Salernitana cu la Milan cu Salernitana, au venit ea de la Milan toți și ne-au respectat pe toți. A dat mâna și cu așa de la Salerno și cu noi. Nu știu ce brigadă. Habar n-am, am uitat cum. E chiar acolo scrisă la gura de la metrou, când ești de la metrou în dreapta. Am uitat cum se numește. Da, pe nu mai vine nici. La ce metro, mă, la drumul Tabe, la ce metro? Bună. Bună asta, da. Oamenii trei cu italienii, cu aia nu le băgăm. Da. Păi vorbește că am făcut noi nu știu ce mesaj. Noi am mărăs cu Miu. Da. Părerea Amza Iunes. Respect Amza Iunes. Prahova, Ploiești. S-a făcut mesajul și după 8 luni ți-a apărut pe noi cu frăție. S-a făcut după prietenia asta, dragule. Dar iubitul meu frumos. A fost... Complimentele astea deja sunt de funda și nu-mi place. Da, da, a fost... Dacă mă luat cu dragul lui, ce vrei să-i spun și eu, iubitul meu. Dacă... Dacă am fost la meci, am făcut mesajul după ce am fost și ne-am împrietenit cu ei și am vorbit cu ei.
Contează când s-a făcut frăția, trebuia să... De ce nu sunt multă maniac, sunt pe unul, nu să știi, întrebați pe ei. Fiecare vorbește în numele lor. Ce? Suferiți de anturaj? Nu suferim de anturaj. Ne-am împrietenit bine de tot, da? Ia să-i zic eu ceva. La Talenu, fratele meu. Păi da, da. Mai e și cineva înfrătit cu Inter, cu Milan, cu Roma. Am întâlnit și pe la Roma. Lazio. Și ați venit după aia, dar noi la gara ați fugit în tunelul ăla dintre persoane cu șobolani. Mamă, ce minți, mâncați, ăsta stil crocodil, ai niște vrăjeală în tine. Vorbești numai în apă, dar vorbești. Vorbești numai în apă. Am fugit, nu știu unde am fugit, dar nu te pică cu astea, mă, cate. De altceva. Altceva. De la Rapid a căutat anturaj. Nu știu, nu mă interesează cu cine a căutat. Da, e bună, da. La ce meci mai știu dacă aș da timpul înapoi? La ce meci te-ai duce sau nu te-ai duce? Da, dacă ai dat timpul înapoi, la ce meci te-ai duce? CFR Cluj. CFR, finala cupe. Nu poți să referi la un meci la care n-ai fost. Și te-ai duce. Sau cu Rapidul 95 în cupă, da. Aș da timpul înapoi, da. Nu. E mic și acum, dar bea limonatul, face numai de-astea pe dos. Nu era mic, câte ani avea? 95, 9 ani. Tata a fost, vreau de-o să-l ierte. Eu eram la țară, plecat la, că stăteam la țară aici, eram la bunica mea și tata a plecat la meci și nu m-a luat. Să-i câte ani aveai tu, 9 și eu? Cât aveam în 95? 9 ani. Era junior. Eram la meci la 3 ani, 4 ani. Da, mă, da, la tribuna a doua, la tribuna a doua cu tata, la trei, așa eram cu tata, mă ținea în parc, cu tata și era unul indianu, era plin de sânge mereu la tribuna a doua, unul indianu, petrolul așa, l-a fost și pe zi, pe Giureș, era singurul care cânta, făcea și nu era frică, da, și era unul mereu, făcea, indianu, îi zicea. Da, l-a făcut cu 15 și oată, era tare rău ăla, indianu. Da, 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 bun, dar și pe șprițuri. Și nu mai dă să bătea cu orice. Și tata îmi spunea, că mai înjurau și îmi spunea că le dau lui indianul și mi-era frică de el, că era mereu, urla pe acolo, pe la tribună, știi? Era sperietoarea ta când era mică. Da, 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 sperietoare, da. Eu am venit prima oară la meci la 4 ani. Am poze de atunci. Bravo! Canon, de l-ai făcut. Dar trebuie că nu suntem huligani. Numai huligani. Nu suntem huligani, suntem băieți cu minți. De ce sunteți așa puțin acasă? Nu cred că sunteți puțin. Gogoașe? Da, mă sparge. Mă sparge la poc. Asta, de asta, mi-a plăcut asta. Fiecare. Ce chipul s-a întâmplat pe roza întâi, Ion? FCSB sa Steaua, am spus de 10.000 de ori, Steaua.
supărat așa pe Octav. Cine e Octav? Octav. La voi? Da. Este la tribuna a doua acum. El se ocupa, făcea înainte coreografiile Octav și pe aia de la finala cu Petrotti l-a făcut-o. Adică noi îl ajutam. Venea cu niște idei, avea idei foarte așa aia, cu avioanele a făcut-o. Pe ideea lui bună. Pe idei bune. Și continuarele, și cu asta, cu stil vechi. Dar am bătrânit puțin. Nu ne-am bătut între noi la Craiova. Am avut niște discuții. Maiorul, la tribuna a doua, maiorul, respect pentru maiorul. Huligan vechi, vagabond. Chinezul, bineînțeles, cine a fost pentru mine liderul chinezul, numărul 1. Ați discutat. Dar mergem și noi afară, vedem și noi mentalitatea. Că la noi nu e mentalitatea cum e mentalitatea în Italia. E altceva. Mentalitatea în Italia. Alt soi, alt aluat. Părere siberiană. Păi siberianul a murit, bă, ce părere să ai. Siberianul. A murit siberianul. Nu, n-a fost. La meciul cu Rapid Octav n-a fost, a fost la tribuna a doua. Pe Marian, care a înființat United, nu-l respect. Ba da, pe Scriciu. Multă sănătate, cum să nu-l respect? Pe Scriciu. Fuziunea cu Astra a fost cea mai proastă combinație, cea mai mare mizerie. Ragați, agricultori de ploiești. Tare asta, altceva. Uite. Exact, normal. Exact cum e și Nordul cu voi. Eu vă furați steagul între voi. Sunteți nebuni? Ce o caut, ce iurea. Să mor dacă nu vă furați steagul între voi. Mai ai puțin să-i... Se mai întâmplă și dacă... Să-i fur chiloții lui ăla ăsta. Să-i porți, știu eu ce faci. Lui ăla de la Sezione. Să nu-i fur chiloții, mâncați. Sezione, mai trebuie să mai furați și... A, e, s-a terminat șmecheria la Craiova. Trebuie să vă furați între voi. Dacă fur Sezione, pe cuvântul meu, acum te respect toată viața. Mă mut la Craiova și eu. Dacă... A, nu pleacă. A, bă, ce drăguț. Nu, și, da, ce dacă. N-are nicio legătură aici, noi îl excludem, nu putem. El face emisiune, nu avem cum. Respectăm, Răzvan. Nu are treabă. Până se închide. Nu, nu există. Eu nu compar peluzele din Ploiești. Ăștia sunt pe uligăneală și aia sunt pe ultraserie. Corect. Așa este. Arome, vezi că nu ești ce trebuie. Oltenii râd de ploieștieni că sunt agricultori. Îl bate pe la Tataud de la Sezione. Cine-i Tataud la Sezione? Cine? Îl bate la Tataud de la Sezione. Unde scrie? Uite-l aici. Tataud cine? Tatuat, bă! Tatuat? A, îl bate la Tatuat la Sezione. Nu mai văd, e unul neam. Rezumatul acestei live vă înțelege că peluza la tine totul despre bătăi, frăție, salernitană. Da, păi cam așa a fost. Cam așa a fost. Ar fi ca tărincă un alt turneu ultra, dar vreau să ne prezentăm și noi, și eu vreau. Da, la Mimiu se face. Cu lumini stinse. Care e Craiova originală pentru tine? Mititelul sau, Mititelul sau Rotaru? Mititelul, clar. Nu înțeleg, nu mai e. Maria, de ce nu vă preteniți în cazul ăsta, Andrei? Dar cine cred că apar
un pic mai târziu, fără Cătălin. Nu, nu citesc, nu știu ce e cu Bețel. Ce ciumești? Poza cu... Poza cu alea mână e de la Arad. Nu e de la nicio... Nicio gară. Dar cine e? Că nu știu. Dar nu mai l-am văzut pe aici. Robi, am un respect pentru tine după ce am vorbit cu Șchiopu și Nas, dar rău, e slab să mori dacă nu ești Romeo nebunul de la mine, de la bloc, din anii 98. Cine-i ăsta? Sărbea, mă. Sunt Romeo, da. Tu, nu știu cine ești tu. Sărbea, mă, de la mine. A, așa e, sârbe. O să ne întâlnim și o să vorbim față în față. Îți dai seama că pe provincie trebuie să ne... Să ne pupăm pe provincie. Păcat că sunt obosit după 3-4 zile de petrecere. Și după două limonade, spune oameni. Și după două limonade. Mamă, ce drăguță. Asta ați văzut de mine. Băi, în 10 minute închidem că deja ați luat o razna și nu mai îmi place gata. Nu, nu pot să vorbesc aici. În 10 minute închidem. Like-uri nu se dau, nu-mi place gata. Vii, rechită unul dintre noi. Da, al vostru. Pe ce se vede de unde? De ce dați cu vă ține pe gard, de șmecheri? Ce face Tranquilo? Cred că pe mine mă înțeamă. Bă, ultima oară când am vorbit cu el era bine. Ce și este grasul ăla pe TikTok de tine? Nu zice de mine că eu n-am TikTok. Nici. Te pup, Eduard. Eu n-am avut TikTok în viața mea. Nici. Dar nu văd. Uite-mă aici. Imediat ce și este grasul ăla. Cerșește grasul la tap-tapuri pe TikTok, dar nu e vorba de mine că eu n-am. Pală grasul. Și care e grasul? Să poți, să poate. Nu știu. Cu cine poate Petrol cel mai trebuie să facă frăție din România? Cu nimeni. Ce părere ai de Bociu? Respect. N-am spus odată, mai devreme. Papu Arțiliga, sunteți cei mai frumoși. Sparing. Respect, Cătălin S47. Mai bine eram cu Bociu? Păi față de cu tine, măcar te-ai asigurat pe care ai numai cardeală logică eram. Ești nu te compari cu el. Ești nebun, n-ai cum să te compari. E peste tine cu 10 clase. Tu ești ce trebuie. Mai sunt slab, nu. Tu ești numărul 1 pe tu ești numărul 1 în țară. Bă, dacă n-aveai limonada aia mai devreme, poate era altceva, dar acum ești numărul 1, ce să zic, nu pot să zic. Ne comparăm cu tine. Dar o să ne și găsim o dată și o dată. Și amândoi. La o limonadă te invit. Ce ai zis, Răzvan? Păi, dar n-am zis și eu, am martor dacă e nevoie. Da. Deci te vorbesc de Marco ceva, dar nu știu, Marco nu cred că a scris aici că nu auzi. 100 de ani de la înființare va fi ceva unic în România. Păi 100 de ani de la... Normal că va fi ceva unic. Va face ceva foarte tare. Și o să facem împreună și cu Latina, o să facem cu toți, îți dai seama. Live Ruby cu Gugoașa. Respect. Dar moderat de... Nu dăm nume,
Dar o, dacă o să existe la ăsta, probabil Mircea Manea, moderat de altcineva, știi tu la cine bat eu, apropo, unde a intrat domnul de lângă mine în direct și atâta. Înțelegeți voi mai departe. Acolo, da, merge să intre, stăm decât 3 minute. Asta e tare, mai să fac două interviuri, da, și loc de orientare, asta dai. Voia rapidită, da. Asta nu-i sănătosul. Asta dai, are tare, bravo, mă. Asta dai, corect, ai dreptate. Păi nu, că după interviul ăsta nu știu că mai urmează altul, pentru că ce am văzut aici e clar. Nu înțeleg cu aia. Da, Antonio, păi asta mai lipsea acum. Băi, în 5 minute am închis ca să nu avem discuții. Ce să mă înveți? Hai, pe vină cu asta, mă înveți. Ce să mă înveți? Cum se dă cu steagul? Ce să înveți, mă? Băi, milanezule, lasă vrăgeala. Vă iubesc, să ne vedem cu bine, la piață. Stil crocodil. Băi, stil crocodil, dar de unde ești? O goașă, da, mă bate. Dar pe aștept. Robi, ești dat de geamă. Da, mă, că mă cu Mitidelu. Refuzăm dictatura, e o bere de la mine pentru asta. Refuzăm dictatura, corect. Robi, ești foarte... Da, da, da. M-ai atacat aici, ce să zic. Nu înțeleg cine e. Singurul pe din perioada. Arume foarte inteligent. Robi, aduce puțin cu mititelul de aici, îl tot duduiește cu coașa cu dragul. Bună, bună, da, bravo. Da, o să-i trimit lui Gogoașe o sacoșă de haine. Îi fac acum o plasă să-i trimit. La litru? La litru, da. La Lazio merge, mă chitesc doar la tine. Da, el e cu Lazio. Da, este. De la singurul sud din țară, ce crocodilul. Dinamo au chestia asta. Da. Ba da. Bă, că vrei. Dinamo. Hai, lasă-o așa, că sunt tu. Ia. Lupi e vers. Dar ce bagi mâncat? Ce trebuie cu fumezi, mă, mâncat ești gura asta? Pe pădie. Ce trebuie cu bagi, mă, pe pădie? Lasă-mă, drecu. Ce trebuie cu bagi, mă? Milanezule, ce bagi, mă, pe pădie, pe bune? Sau leuștean? Ce bagi? Păcat că sunt obosit, că da-mi chef, dar... Atât de obosit încât... Păi gata, domnule, că închidem, nu mai stăm. Hai să închidem. Tarab, avem tot, am făcut bani. Mai avem, și orțulețul. Am făcut bani, am făcut icoane, am făcut de tot. Am făcut cartofi. Băgăm praz, trebuie să mergem la Miniu, ne așteaptă oamenii. Hai să ieșim. Gata. Băi, fraților, mersi frumos. Vă pup, vă pup, sănătate. S-a mai râs, s-a mai glumit, s-a mai vorbit serios, s-a mai... Astea. Băi, mersi noapte frumos, bună, sănătate. Mersi frumos că am mai văzut și membrii și toate alea. Mersi frumos și ne vedem. Mersi frumos, te pup, refuz dictatura, frumos, interviu, te salut, Robi. Salut. Nu știu când ne vedem pe live. Ce zi azi, mă? Și nu-l înjur pe Gogoașe, că mi se părea așa să-l înjur acum ultima oară. Seară bună, vă pup, băieți. Băi, ne mai vedem la un live pe la sfârșitul săptămânii. Nu știu, cred că vine. Salut, na, salut. Știu, da. Gata, băi. Mersi frumos încă o dată. Vă salut pe toți. Și ne vedem pe live următorul plată, nu știu. Gogoașe e numărul 1 frustrare pe România, bravo. Așa este. Te pup, sponsor. Așa da. Răutăți, răutăți, de ambele părți. Mircea Manea, nu știu dacă fac duminică live, să văd cu munca. Băi, Gogoașe, să fur sezioane, băi. Fură sezioane și mai stăm de vorbă.
picați în baraj Craiova cu Craiova, să vedem ce faceți atunci. Hai, seară bună, băieți. Seară bună, mersi frumos, pa.